dar în același timp și probleme în defensivă, deși au un antrenor italian, unde știm prea bine că italienii sunt foarte buni organizatori defensivi. Mai e nevoie de timp, să vedem. Ia, goluri multe n-au primit, 3 n-au pierdut niciun meci, adică, dar probleme că au dificultăți să câștige și nu știu câte de câștigătoare. Mie îmi place foarte mult această opțiune pentru pitici, ghilimele, evident, voinici, pe energie și cu viteză, că la ei nu cred că mai există ceva, Băluță, Mitriță, da. Gustavo și cu Bărbuț. Da. Bine, e bine să fie iuți. În același timp să fie și mici, nu contează, dar să fie iuți, dar și tehnici să stăpânească ultima execuție. Din păcate, ultima execuție nu o stăpânesc toți și piticii, cum ai. Mitriță este unul dintre jucătorii care are ultima execuție. Băluță la fel. Băluță este o pierdere mare. Îmi pare rău pentru el, pentru că eu am speranțe mari cu el. De fapt, am ajuns la echipa națională după ce l-am repoziționat acolo, în spatele vârfului. Să-l ascultăm și pe Gustavo. Da. Mergem acolo și mergem pentru câștiga, pentru 3 puncte. Mulțumim! Bravo. A fost foarte scurt. Abia apăruse și, nu știu, nici nu a zis extraordinar de multe lucruri, dar da, e o opțiune tactică să ai jucători atât de mici, poate Cristi cu eu probleme cred că e o opțiune la greșită, nu știu, acum în fotbal model, sigur că dar vedem să se acționează bine tot selecția sunt. numai în funcție de cum arată, adică de la 1,85 m în sus, dar am văzut că în general este nevoie de oameni cu o anumită constituție fizică, o robustețe care să țină la fotbalul modern, adică din punct de vedere și al solidității fizice, da? Să fie acolo. Păi nu, că nu sunt slabi, sunt micuți, dar au coapsele, gambele, sunt destul de puternici. Problema, și Băluță acolo, și Mitriță și... Problema cred că e cu jucătorul care ar trebui, Gulliver între ei, care este Roman, care ar trebui să... să-l înlocuiască pe Ivan, ar trebui să-l înlocuiască pe Ivan într-un fel sau altul. Ori asta nu se întâmplă. Să fie chiar mai bun. Uitați-vă chiar mai cum arată. Mi se pare departe. Nu Cristi, asta de Roman vorbeam. Da, uitați-vă cum arată Germania, U21, de exemplu. Ca să avem așa un reper despre cum trebuie să arate niște fotbaliști. Și da, nu vorbeam despre de Roman, Gabi. Da? Adică acolo ți se pare povestea, problema că sunt mulți care bâzie și cineva nu e cel care se asta, el e un jucător punct fix și are nevoie de minci de la cei mici de care discutați mai devreme. Are nevoie de minci, mai ales centrări. Nu-l pun prea mult în evidență. Dar și când parcă nici mișcarea lui nu e încă... Bine, aici e vorba de relații de joc, se vor face în timp sau poate va fi înlocuit cu altul dacă nu va da randament. Să vedem, pentru că arată bine de multe ori Craiova, dar n-are... Op, s-a picat nocturnă la Chiajna. Se face un pic mai recoare, asta e bine, dar cu meciul ce facem? Până la ora jocului, probabil că... Până la ora jocului care, mai sunt 10 minute. Poate strategic a fost să recorească un pic. Da, eu spun că părerea mea, că o să arată bine de la mijloc încolo, are o mișcare, iată, da, a spus. Da. Foarte arată bine. Apropo de întunericul ăsta, are nevoie. M-a băgat în întuneric echipa pe care a făcut-o Dică. Sincer. Asta vreau să vorbim deci despre, eu, despre... Eu nu am înțeles această opțiune, pur și simplu. Adică nu-mi dau seama. Nevoie de eficiență. Chestia aia că sintetic, adică să joci cu 5 oameni care n-au fost titulari niciodată, cu 3 debuturi absolute în campionat. De ce, până la urmă? 5. Consider... Da, absolute. Absolute. Adică oameni care 5, intră pur și simplu... Da. Prima oară. Consider că adversarul este atât de modest încât îți poți permite să faci atâtea schimbări. A picat în tot cartierul nocturn. Asta nu este o... Dar trebuie să aibă un generator acolo. Adică dacă a căzut în tot cartierul, e mai grav decât dacă ar fi căzut numai acolo. Însemna că era o, nu știu... Sau din potrivă, da? Pentru un cartier, adică, se repară repede, că nu e vorba despre un meci, numai despre un meci, despre un cartier. Explicațiile pot fi mai multe. Sau un oraș. Ori a căpătat curaj după Dică, după ce s-au calificat cu Plzen. Uh-huh. A văzut că permutarea asta și fluctuația de personal dau bine în echipă și că i-au ieșit schimbările. Poate ieși și astăzi. Poate Grecu se va dovedi cel pe care l-a adus el de la Pitești. Poate gândește că e aceeași valoare. Nu știu, habar n-am, da. Să vă spun ceva. O luăm așa.
Partea dreaptă, Pleașcă și cu Grecu prima oară joacă împreună. Partea stângă, Momcilu și Damorin pentru prima oară joacă titulari. Împreună, hai să zicem, mai am jucat anul. Junior, Moraiș cu Achim pentru prima oară împreună închizători, suntem de acord, da? Benzar cu Nioere în față pentru prima oară împreună, hai suncem de acord. Lumina. Au jucat Benzar. Încet, încet. Da. Se aprinde pe rând. Mai jucat Benzar, nu știu dacă a fost și Nioere. Da, acum joacă în spatele, chiar în spatele lui Nioere. În poziția nu cred că a mai jucat. Ah, ia priviți, da, Licurici. Cine Scăpărici, cum era? Nu știu cine da, în 5 minute, da, se va întâmpla chestia. Ce spui, Gabi, despre aranjamentul floral al lui Dică? Da, el... mai multe lucruri cumulate aici în gândirea lui, cred. Unul să-i protejeze pe cei care, cu care va ataca în, și în cupele europene. Doi, sigur că trebuie să le dea o șansă și celorlalți. Probabil că el se gândește chiar, ia în considerare chiar o înfrângere, deși nu-l văd eu pe el să gândească așa, dar poate să o ia în considerare în cazul în care știe că mai importante sunt meciurile care urmează și... Nu, cred că nu ia în considerare nicio înfrângere. Văd că Dan Petrescu nu prea ia în considerare păi înfrângere. Păi nu, Dan Petrescu pași mărunți. Dar nu are treabă cu Europa. Știu că nu are, dar da. Și Steaua FCSB are treabă și cu Europa și cu campionatul. Că da, nu vor vrea din nou să fie lungă, pe drumul Champions League. Încă e lung campionatul la 17-15. Da. Știu, dar... Și trebuie să justifice. Uite, Dan Petrescu merge cu aceeași echipă. Eu cred că are oameni la dispoziție și îi folosește cam pe aceeași până acum. Nu cred că îți poți permite să spui lasul meci, pentru că de la lăsatul ăsta de meci apar tensiuni, apar probleme, apar de-astea inerții, aoleu ce s-a întâmplat și îți poți deregla că, într-adevăr, dacă gândești matematic, da, mai sunt multe etape, în contează trei puncte care oricum se jumătățesc. E vorba de dinamica momentului. Atât voiam să mai spun că n-a apucat domnul Țescu. Craiova este și ea, că e bine să punctăm, o veste bună din punct de vedere al imaginii pentru fotbal românesc și pentru spectaculozitatea lui. Lună plină. Și asta e o imagine bună. Da, e lună plină. Da. Dacă nu avem nocturn, nu avem lună măcar. Bun, deocamdată să spunem că îi mulțumim domnului Mulțescu, lui Cristi, Gabi mai ține un pic că o să arătă lui Ilie Dumitrescu. O să luăm o pauză publicitară, dacă nu începe totuși meciul, ne regăsiți aici. Dacă începe meciul, sigur, la pauză și mai apoi la final. Fiind profesor, privesc lumea în mod diferit. Poate nu realizați, dar avem mușchi inclusiv la nivelul capului. Aici, când aceștia devin tensionați, pot provoca majoritatea durerilor de cap. Nurofen Express Forte acționează asupra mușchilor tensionați pentru a calma rapid durerea de cap. Țintește sursa majorității durerilor de cap cu Nurofen Express Forte. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
dacă e vară, să fie cu Fainoșag. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bun găsit, vă spune de la Chiajna, George Dobre. Vă spune de la Chiajna, George Dobre. Aici urmează să se dispute, cel puțin asta sperăm, duelul dintre Concordia și FCSB, ultima partidă de astăzi în etapa a patra a primei ligi a României. Din păcate, la fel ca și la precedenta partidă jucată pe teren propriu de Concordia celor de la contra celor de la CSM Poliaș, sunt probleme cu nocturna arenei din Chiajna. Dacă la meciul jucat săptămâna trecută, mai precis vineri, o pană de curent a afectat întreaga localitate și desigur și stadionul, astăzi problemele se repetă. Puțin mai devreme s-a stins nocturna aici pe stadionul din Chiajna. Acum dă semne că și revine și se va putea disputa partida. Noi vedem imagini de la încălzirea celor două echipe când totul era în regulă. Sunt surprize, probabil ați aflat de la emisiunea Fotbal Club sau de pe digisport.ro, în formula de start a lui Nicolae Dică. E o surpriză și în formula de start a lui Vasile Miriuță. Spuneam ceva mai devreme că se repetă, s-au repetat în această seară problemele de la partida cu CSM Poli Iași, atunci când a fost o pană de curent și meciul nu a putut începe la timp, atunci partida a început cu o întârziere de 5 minute. Acum lucrurile sunt pe cale să se remedieze, problema e pe cale să se remedieze, astfel încât curând va începe și jocul de aici, de la Chiajna. Regulamentul prevede ca în cazul în care formația gazdă nu trece peste astfel de dificultăți, la o oră după ora oficială de start a confruntării, atunci formația gazdă pierde partida cu 0-3. Se pare că nu există acest pericol și ăsta este un lucru bun, pentru că vrem să vedem fotbal, nu meciuri stabilite la masa verde. Curând vom vedea formulele de start pregătite de cei doi antrenori, de Vasile Miriuță, respectiv Nicolae Dică. Spuneam și mai devreme, probabil că ați aflat câte ceva la Fotbal Club sau de pe digisport.ro. Avem mult fotbal și în această seară pe canalele DigiSport. Pe DigiSport 3, începând cu ora 22, este duelul din Franța, din prima rundă, dintre Marseille și Dijon. Pe DigiSport 4, la 22:15, este meci din Cupa Italiei. Bari înfruntă o echipă care încearcă ușor-ușor să revină în elită. Este vorba de Parma. Avem primul 11 al celor de la Concordia Chiajna. Vasile Miriuță începe cu următoarea formulă. În poartă este Cristi Bălgrădean. Linia de fundaș este alcătuită din Patrice Fessy, Toni Tipurici, Alexandru Albu și Bogdan Bucurică. La mijloc se află Vasile Gheorghe și Romario Corțorc, în calitate de mijlocaș defensiv, Grădinaru, Cristescu și Fota. Acesta din urmă este surpriza de care pomenea mai devreme a lui Miriuță. Sunt în linia de 3 din spatele atacantului Marius Pena. Fota, jucător de bandă stângă, să vedem cum se va înțelege cu colegul lui de pe acea parte a terenului. Este vorba de Bogdan Bucurică, un jucător de obicei foarte, foarte activ. Iată și primul 11 al celor de la FCSB. În poartă este Florin Niță, linia de fundaș este alcătuită din Marian Pleașcă. Iată, revine ca titular Pleașcă, Bălașa, Larie și Momcilovici. Junior Morai joacă din nou în linia de mijloc, dar de această rată are partener acolo în fața defensivei pe Vlad Achim. Iar linia de 3 este una inedită din spatele lui Nioere, este formată din brazilianul De Amorim, Daniel Benzar la primul meci ca titular pentru FCSB. L-am văzut în meciul cu Craiova pe finalul jocului, atunci a intrat pentru ultimele 20 de minute. Iar mijlocaș dreapta este Robert Grecu, este un debut absolut al lui Robert Grecu, un jucător împrumutat de FCSB de la Viitorul până la finalul acestui sezon. Vă voi da amănunte puțin mai târziu. Sunt multe schimbări în trupa lui Dică față de duelul din etapa precedentă cu Craiova. De spus că
formația lui Miriuță este într-o situație delicată pentru că a adunat doar un punct din 9 posibile, în vreme ce echipa lui Nicolae Dică a luat 7 puncte în primele 3 etape și vine după un succes european important, 4-1 pe terenul Victoriei Pâlzenii în duelul din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, astfel încât FCSB calificată va juca în play-off-ul competiției contra celor de la Sporting Lisabona în dublă manșă. În roșu, în această seară FCSB, în alb și verde echipamentul obișnuit, trupa lui Vasile Miriuță și vedem desigur și rezervele din cele două tabere. La Chiajna, Virgil Drăghia pentru postul de portar, Octavian Deaconu, Paul Batin, Robert Răducanu, Iosip Zeba, Dino Șpehar și Valentin Munteanu sunt ceilalți jucători de pe listă. Rezerve la FCSB, Edi Stăncioi, Ovidiu Popescu, Gabi Enache, Denis Alibec, Florin Tănase, Lucian Filip și Denis Man. Foarte mulți jucători importanți, iată, pe lista rezervelor lui Nicolae Dică pentru acest duel. Arbitru de centru, v-ați dat seama, Alexandru Tudor, asistenții săi la acest joc sunt Ciprian Danșa și Gabriel Bârjac. Arbitru de rezervă, Adrian Cojocar, observatorii jocului, Cătălin Cursaru și Iosif Olah. Iată-l pe Patrice Fessy, pentru scurtă vreme a fost și la Dinamo. Ultimul în această imagine dintre jucătorii oaspeților junior Moraiș. Îi vedem însă și pe cei de la Concordia Chiajna. Iată-l pe Cristi Bălgărdean, la fel ca și Patrice Fessy, are un trecut dinamovist. Ca și Vasile Miriuță, cel care a jucat pentru Dinamo pentru scurtă vreme, la începutul anilor 90. În 1991 a prins 15 partide și a marcat un gol pentru dinamoviști. Nicolae Dică, probabil un tip fericit și ceva mai liniștit după succesul obținut în Cehia cu scorul de 4-1. Se intensificaseră criticile la adresa lui, dar a reușit să o scoată la capăt cu bine, cel puțin pentru moment. Nicolae Dică practic a pariat pe anumite soluții în alcătuirea echipei de start și aceste pariuri au fost câștigate de antrenorul roșialbaștilor. Formația oaspete va avea lovitura de începere acestui meci. De văzut cum se vor descurca puștii Robert Grecu și Daniel Benzar în acest meci. Sigur, Grecu e mai tânăr decât Benzar. E important pentru Nicolae Dică în condițiile în care programul celor de la FCSB este unul foarte aglomerat. Au fost cele două dueluri cu Victoria Pâlzenii din preliminarele Ligii Campionilor. Vor fi și cele cu Sporting Lisabona. În plus, săptămâna viitoare este etapa intermediară. Este prima etapă intermediară a sezonului 2017-2018. Vor fi multe jocuri într-o perioadă scurtă pentru cei de la FCSB. Un program încărcat va fi, desigur, și pentru Concordia Chiajna. Repunere de la margine acum pentru oaspeți, este acolo Pleașcă, marca pe finalul sezonului trecut contra celor de la Dinamo. Reușit a reprezentat primului gol într-un clasic al României. O pasă aici a lui Grecu, încearcă o colaborare pe acea parte, roșialbaștrii, Nioere este la minge, întoarce balonul pentru Achim, primește junior Moraiș. Din nou Achim până la Junior Moraiș, una dintre inovațiile lui Nicolae Dică pentru startul acestui sezon. O pasă acum a lui Daniel Benzar, mai departe trimite Achim pentru William de Amorim. William de Amorim centrează și este un șut peste poartă. A fost execuția lui Daniel Benzar, fratele lui Romario Benzar, jucătorul viitorului. Postul său de bază este cel de mijlocaș dreapta, dar probabil se resurcă și în calitate de mijlocaș central ofensiv. E concurență mare pe acel post de mijlocaș dreapta la FCSB. Practic acolo sunt trei oameni pe o singură poziție și toți trei tineri, oameni care pot îndeplini regula
jucătorul eligibil pentru Naționala de Tineret. Denis Mann rezervă astăzi, Daniel Benzar și Robert Grecu. Degajează Cristi Bălgrădean, îl caută pe Marius Pena, cade acolo și asta în urma unui fault. Răzvan Grădinaru, un produs al roșialbaștrilor, a și jucat în prima ligă, dar și în cupele europene pentru FCSB Grădinaru. Mai întâi împrumutat, apoi cedat definitiv la Concordia Chiajna, jucătorul care poartă numărul 8 pe tricou. Lovitura liberă este executată de Bogdan Bucurică. Bucurică, o centrare periculoasă acolo, dar Alexandru Tudor oprește jocul pentru un fault făcut de Marius Pena. Oricum, balonul fusese prins de portarul roșu al Baștilor, rezervat de Florin Niță, fost jucător al Concordiei. Reușește să respingă aici Grădinaru, însă doar până la Junior Moraiș și blocat de Vasile Gheorghe. Întoarce Junior Moraiș pentru Mihai Bălașa. Am putea spune noul specialist al roșialbaștilor în cazul loviturilor libere. Bălașa a executat foarte bine două lovituri libere contra Craiovei și a înscris pe terenul victoriei pâlzenii. Pasa lui Niuere este pentru De Amorim. A urcat și Momcilovici. De Amorim! Șut puternic, dar lipsit de precizie al brazilianului. În runda precedentă, Concordia a pierdut aici, în fața celor de la CSM Poliaș, cu scorul de 0-1, în vreme ce FCSB a remizat pe Arena Națională 1-1 cu Craiova. Golul a fost marcat pentru trupa lui Dică de Arlem Nioere, cel mai eficient jucător al roșialbașilor în debutul acestui sezon de primă ligă, două reușite pentru el în trei partide. Reușește Bălașa să îl blocheze aici pe Grădinaru, repunere pentru formația gazdă. Patrice Fossi trimite către Pena și el are legături cu roșialbaștrii. Tatăl lui, Gheorghe Pena, a jucat pentru Steaua la finalul anilor 80. Era un atacant important al acelor vremuri. Lovitura de la colț va fi executată de Romario Corțorg. Centrează Romario la colțul scurt, William de Amorim respinge, a sărit acolo tipuri și șutează Marian Cristescu pe lângă poartă. Dintre actualii jucători ai Concordiei Chiajna, Marian Cristescu este pe locul 2 într-o ierarhie a celor mai eficienți jucători la nivelul primei ligi. Voi reveni asupra acestui subiect. Pena e cel mai bun la acest capitol. Se pregătește să degajeze Florin Niță. Niță a prins două sezoane la nivelul primei ligi la Concordia Chiajna, a strâns 39 de partide între 2011 și 2013. Acum De Amorim câștigă duelul, pasă pentru Daniel Benzar, cere mingea grec un careu. Benzar păstrează balonul, trimite către Junior Moraiș. Acum Achim cu o pasă pentru De Amorim, a urcat din nou Marco Momcilovici, primește acum sârbul. Momcilovici nu reușește centrarea pe care și-o dorea și gazdele pot pleca pe contraatac. O pasă a lui Grădinaru, din nou Grădinaru, trece spectaculos acolo, dar este oprit de Daniel Benzar, care s-a retras excelent în ajutorul apărării. Concordia și FCSB s-au întâlnit până acum în 3 din cele 4 competiții interne. Au fost dueluri și în Cupa Ligii și în Cupa României, dincolo de partidele de campionat. De Amorim, Momcilovici, Junior Moraiș, din nou De Amorim. La recuperare se află Romario, dar greșește brazilianul. Junior Moraiș nu poate profita. Cristescu, Fossi, Vasile Gheorghe, din nou Fossi, Grădinaru până la Romario. Primește acum Tipurici, Bucurică,
Tipurici, o diagonală interesantă, îl caută și îl găsește pe Răzvan Grădinaru. Să vedem centrarea acestuia. Grădinaru pentru Pena! Reușește să respingă Niță. De Amorim combină cu Momcilovici. Este a 13-a partidă la nivelul primei ligi între cele două echipe și până în acest moment Concordia a reușit un singur succes contra roșialbaștrilor. În returul sezonului trecut, pe acest stadion, Concordia se impunea cu 1-0 datorită unui gol marcat de Neluț Roșu, jucătorul aflat acum la Levski Sofia după o perioadă petrecută la Viitorul. Momcilovici către Nioere, faultat acolo de Albu. Albu este una dintre noutățile lui Vasile Miriuță față de formula din runda precedentă cu Iașul. Apare în primul 11 în locul lui Zeba, dar voi veni și asupra acestui subiect. O combinație între Larie și Pleașcă. Achim este acum la minge. Pasă pentru Junior Moraiș. Mai departe către Nioere, Junior Moraiș blocat în momentul șutului. Nioere a cerut lovitură liberă pentru un fault acolo. Junior Moraiș, Alexandru Tudor se afla în apropiere, dar a lăsat jocul să continue. Alexandru Tudor este la primul meci pe care îl conduce în acest sezon. El a avut o problemă medicală, nu a putut da testele la timp cu ceilalți arbitri. De aici absența sa de la partide în primele trei runde. A respins Larie, dar baronul ajunge la Grădinaru. O centrare pentru Marian Cristescu, este în apropiere și Nicușor Fota, un produs al celor de la Concordia Chiajna Bucurică. Centrează pentru Pena, s-a înălțat foarte bine Larie. Prelungește Momcilovici în zona unde luptă doi adversari. Acum Cristescu era singur acolo cu Niță, dar se ridicase Fanionul. De la Vasile Gheorghe plecase balonul spre Marian Cristescu. Să vedem încă o dată faza și asistentul are dreptate. Marian Cristescu se afla în poziție neregulamentară. Pe site-ul nostru pe digisport.ro, ca de obicei, găsiți lucruri foarte interesante, printre ele rezumatul jocului dintre Andrei, formația lui Stanciu și Kipciu. Trupa din Bruxelles a jucat ceva mai devreme contra celor de la Ostende într-o partidă din etapa a doua din Belgia. De asemenea, aveți rezumatul partidei pentru Supercupa Angliei, jucată în această după-amiază în direct la DigiSport, între Arsenal și Chelsea, un meci care s-a încheiat cu lovituri de departajare. Pleașcă pasă pentru Junior Moraiș, Larie acum n-a reușit să prelungească acolo balonul Grecu. Grecu este un fotbalist pentru care a insistat foarte mult Nicolae Dică, asta și pentru că a colaborat cu el la SCM Pitești din sezonul trecut, l-a ajutat pe Dică să o ducă pe SCM Pitești în Liga a doua. O pasă acum a lui Grecu pentru Achim Nioere, din nou Achim Benzar. Să vedem continuarea lui Daniel Benzar. Este o lansare pentru Grecu. Centrează Grecu. Blochează austriacul de origine bosniacă Tipuric. Este corner pentru FCSB. Grecu este cel care execută. Centrarea lui Grecu este pentru Larie, deviere periculoasă, recuperează de Amorim, șutează Bălașa în blocaj, ratează apoi preluarea Larie, Daniel Benzar este atent, Fessi la întâmplare a vrut să scape de mince. Achim până la Junior Moraiș. Benzar, Achim și acum Bălașa. Bună această pasă a lui Bălașa pentru Pleașcă. Acesta a încercat să mențină, să iuțească ritmul acțiunii cu pasa pentru Grecu. Larie acum sare pe sub minge Romario. Achim, Grecu, a urcat Pleașcă.
Grecu îi trimite acum lui Pleașca, a pus acolo piciorul Bucurică. Rămân în posesie oamenii lui Nicolae Dică, Benzar, Pleașcă și acum Achim. Interesant cazul lui Vlad Achim. În această seară îl prinde primele minute în actualul sezon de primă ligă, însă a evoluat în cele două partide cu victoria Pâlzenii. Centrare periculoasă, intervine însă acolo Tipuric și reușește să respingă. Pusă în dificultate concordia lui Vasile Miriuță, în aceste momente presează formația lui Dică. Junior Moraiș combină cu Achim, primește Bălașa. Avansat fostul jucător al Romei, acuză un fault făcut de Marius Pena. Este și cartonaș galben pentru Pena după această intervenție. Iată primul galben al confruntării. Noi revedem o centrare a lui Momcilovici, devirea lui Daniel Benzar și aici s-a cerut penalti pentru un presupus hands făcut de Tipurici. Nu cred că mingea a atins brațul stâng al lui Tipurici, așa cum pretinde Edi Nuere. Toate fazele controversate ale rundei vor fi analizate mâine seară la Fotbal Club de Ion Crăciunescu, după duelul dintre Dinamo și Gaz Metal Media. Centrare, respingerea această dată Albu, un alt jucător foarte înalt din distribuția celor de la Concordia, precum Tipurici. E și normal ca în centrul defensivei să se afle doi giganți. Repune acum de la margine Bogdan Bucurică. Am ajuns în minutul 14 la Chiajna, Concordia FCSB, în continuare 0-0. Puțin mai devreme și rezumatul jocului îl găsiți pe digisport.ro. S-au înfruntat Craiova și Astra Giurgiu. Meciul s-a terminat, putem spune, cu o surpriză. 1-1. Este a treia remiză consecutivă și a treia cu acest scor pentru Craiova lui Davis Mangea. Bucurică respinge Bălașa până la Achim. E aproape plin pentru acest duel stadionul Concordia. Vedem destul de rar acest lucru. Cu cât sunt mai mulți spectatori pe stadioane, cu atât este mai bine. Nicolae Dică, nedumerit. Am putea spune că acesta este al doilea lui mandat la FCSB. Să nu uităm, a fost pentru un meci antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi. În sezonul 2015-2016, atunci însă era schimbat cu Laurențiu Reghe, cam deși primise asigurări că va fi păstrat cel puțin până la jumătatea sezonului. Lovitură liberă acum pentru Concordia. După acest duel între Romario și Pleașca a apăruse acolo și Daniel Benzar. Tot Bucurică va executa, el este, se pare, specialistul fazelor fixe, cel puțin din lateral, al celor de la Concordia. Centrare pentru Cristescu. Ești pregătit, Betfair! Minutul 16 la Chiajna, Concordia FCSB 0-0. Mâine la 21, în ultima întâlnire a rundei, se înfruntă Dinamo și Gaz Metan Mediaș, de asemenea direct la Digisport 1. Pasează Benzar pentru Pleașcă. Daniel Benzar este oprit acolo de Vasile Gheorghe. Continuă acțiunea gazdelor. Nicușor Fota și-a dorit prea multe, poate de la această fază. Nicușor Fota se repliază aici, însă în prealabil a fost un fault văzut de arbitrul Alexandru Tudor. Sunt absenți din ambele tabere.
Numai puțin de 5 jucători din lotul Concordii au fost trimiși la echipa secundă de antrenorul Vasile Miriuță. Să vedem însă această centrare a lui Achim prinde Bălgrădean. Așadar 5 oameni la echipa a doua celor de la Concordia. Caparco venit, atenție, în această vară de la CSM Poliaș, la fel ca și Vasile Gheorghe, Ciobanu, Raul Costin, Rogoveanu și Buleică. La FCSB nu poate juca astăzi din cauza unei accidentări, nici astăzi din cauza unei accidentări Budescu. Se speră în recuperarea lui pentru partidele cu Sporting Lisabona. Pintiri și Teixeira sunt menajați, de aceea nu au fost incluși în lotul pentru această partidă. Fault asupra lui Grădinaru, obținuse iată prin planul în acest duel cu Deamorin. Se resimte Grădinaru. Celor care nu știu, le spunem acest lucru. Aici la Chiajna este gazon sintetic. Contactele cu el nu sunt la fel de delicate pentru jucători precum cele cu gazonul natural. Fault asupra aceluiași Grădinaru, foarte activ în acest debut de meci. Jucătorul produs de roșialbaștri. Probleme la glezna stângă după ce a fost călcat de William Deamorin. Cred că de aceea se uita Grădinaru spre asistent. Nu înțelegea de ce nu a venit probabil și un cartonaș galben pentru Deamorin după această intervenție. În fine, Bucurică bate lovitura liberă. Cine altcineva? Centrarea lui Bucurică, e căutat Pena, Junior Moraes a respins până la Vasile Gheorghe, din nou Bucurică, o centrare cu mult efect, respinge Momcilovici. L-am văzut în centrul defensivei roșialbaștrilor la meciul cu Craiova pe Marco Momcilovici. Apoi s-a revenit pe poziția lui obișnuită de fundaș stânga, așa cum joacă și astăzi. Pe digisport.ro găsiți amănunte legate de transferul pe care îl pregătește ei de la FCSB pentru întărirea centrului defensivei. Sunt informații de ultimă oră venite din Serbia. Balonul este degajat de Grecu, trimite în afara terenului Achim. Va repune Bucurică. Respinge Achim. A pierdut duelul cu Tipurici Nioere. Junior Moraes îi trimite lui Momcilovici, din nou Junior Moraes convinge pentru William Deamorin. Așteaptă Benzar, Daniel Benzar către Nioere, prins pe contrapie francezul această fază. Recuperează Romario, Grădinaru este blocat acolo de Momcilovici, din nou Grădinaru până la Romario Korczok. Are deja ceva experiență în fotbalul românesc Romario Korczok, nu la fel de mare precum Junior Moraes, cel care recent a jucat meciul cu numărul 200 la nivelul primei ligi din România. Achim pasă bună aici pentru Daniel Benzar, care are spațiul la dispoziție. Daniel Benzar așteaptă urcarea lui Deamorin, îi pasează acum brazilianului. Deamorin încearcă să le pășească pe Fessi, reușește centrare periculoasă, reușește să degajeze fota, însă doar până la Junior Moraes, care pierde duelul cu Pena, un duel umăr la umăr. Pena sprintează, ajunge în apropierea lui Bucurică, pentru el este mingea, însă este atent Bălașa. Vasile Miriuță extrem de nervos pe margine, nu știu dacă reproșurile sale sunt îndreptate către cel mai apropiat om aflat de la Concordia, aflat de marginea terenului, este vorba de Vasile Gheorghe sau pentru Romario, mai degrabă cred că pentru Romario. Deamorin recuperează Romario, pasă pentru Fessi, Grădinaru acum. Centrează Grădinaru, reușește să respingă Bălașa și cred că a fost lovit fără intenție acolo de Pena. Da, și-a cerut scuze Pena, totul este în regulă. Vorbeam mai devreme despre modificările făcute în cele două distribuții față de runda precedentă. Să revedem duelul dintre
Pena și Pălașa, dar nu cred că se poate vorbi aici despre intenție, pur și simplu Pena a căutat mingea, iar Pălașa a respins mingea cu capul într-un mod... A respins mingea într-un mod mai puțin obișnuit, ținând cont de nivelul la care se afla balonul, cu capul. Așadar, la FCSB față de runda precedentă cu Craiova sunt numai puțin de 5 schimbări. Enache, Pintiriu, Ovidiu Popescu, Man, chiar 6 schimbări. Enache, Pintiriu, Ovidiu Popescu, Man, Tănase și Tecșeira au fost înlocuiți cu Pleașcă, Larie, Achim, Grecu, Benzar și Dea Morin. Iar la formația lui Vasile Miliuță sunt 3 schimbări: Zeba, Raul Costin și Răducanu, schimbați cu Albu, Romario și Fota. Încearcă să pună echipa pe picioare Vasile Miliuță. Să nu uităm, el nu se afla la debutul sezonului pe banca formației din Ilfov. A sosit după prima etapă. Dan Alexa a demisionat după eșecul suferit pe acest stadion, 0-1 cu ACS Poli Timișoara. Pasează Junior Morai și o diagonală pentru Dea Morin. Intervine Fössi, grădinarul acum. Pasă pentru Cristescu. Cristescu păstrează balonul. Jucătorul format de Rapid centrează. Fössi pentru Fota. Șterge doar balonul cu capul Nicușor Fota. În pauză și la final sunteți așteptați la Fotbal Club de Radu Naum și invitații săi. Gabi Balin și Ilie Dumitrescu își vor exprima opiniile legate de această partidă. Achim îi trimite lui Momcilovic, Junior Moraes, până la Daniel Benzar. În apropierea lui de Amorin era continuarea logică. Momcilovic, Daniel Benzar, până la Pălașa. S-au repliat cei de la Concordia, dar să vedem pe Junior Morai și în acțiune. Centrează, însă nu creează pericol. Este o pauză de hidratare. E aproape 9:30 seara, dar traversăm o perioadă delicată din punct de vedere al temperaturilor. În acest moment, conform site-urilor de specialitate, sunt 30, se înregistrează o temperatură de 31 de grade la Chiajna. E nevoie de o astfel de pauză, disconfortul termic, ca să folosim un termen desuzitat în ultima vreme, este unul foarte, foarte ridicat. Profit de această pauză pentru a face și alte recomandări dincolo de cele pe care de care vă vorbeam mai devreme. Pe Digi Sport 2, începând cu ora 22, avem finalele turneelor de tenis de la Washington. Avem confruntarea dintre Kevin Anderson și Alexander Zverev, apoi finala feminină dintre Caterina Makarova și Iulia Gheorghes. Pe Digi Sport 3, la miezul nopții, finala de la Stanford dintre Madison Keys și Coco Van de Wege. Săptămâna viitoare, două turnee foarte, foarte importante vor fi în direct pe canalele DigiSport: turneul feminin de la Toronto și cel ATP de la Montreal. Pe tabloul principal de la Toronto se află trei jucătoare din România: Simona Halep, Irina Begu și Sorana Cârstea. Iar la Montreal sunt prezente stelele circuitului masculin. Tot săptămâna viitoare, peste o săptămână, chiar începând de astăzi, avem două partide foarte, foarte tari. E prima manșă din Supercupa Spaniei, Barcelona-Real Madrid, și meciul pentru Supercupa Italiei între Juventus și Lazio. Se reia acum duelul dintre Concordia și FCSB. 0-0, minutul 26. Degajează Cristi Bălcredean. A încercat să prelungească Pena. O, ce duel acolo între Marian Cristescu și Larie. A căzut Cristescu peste adversar. Să vedem dacă e o problemă serioasă. Larie a venit în această vară la FCSB liber de contract. Iată duelul dintre Marian Cristescu și Ionuț Larie.
lucrurile se vor, nu, n-a fost Ionuț Larie, lucrurile se vor regla însă imediat. Bălașa și Larie sunt în picioare, lângă jucătorul care are probleme, cred că este Marian Pleașcă. Da, el este cel care are dificultăți. Însă sunt sigur că își va reveni. Iată, așa stau lucrurile. Nici o mare ocazie până în acest moment. Însă lucrurile se pot schimba ușor ușor. Un gol ar putea prinde această partidă, sau glumim puțin, un autogol, pentru că știm ce s-a întâmplat în duelul precedent al celor de la Concordia cu CSM Poliaș. Patrice Fessy a înscris în propria poartă. A fost un autogol foarte spectaculos. Larie a trimis către Nioere. Cristescu acum într-un duel cu Grecu. Cristescu în centru la Vasile Gheorghe. Larie către Florin Niță. Bălașa. Junior Moraes luat în primire acolo de Romario. Momcilovic trece de grădinarul, încearcă să revină jucătorul Concordiei. Momcilovic însă are un ritm bun de alergare, centrare. Nu reușește să creeze însă pericol. A intervenit Vasile Gheorghe, grădinarul. Din nou Vasile Gheorghe într-o zonă unde se află însă Junior Moraes. Larie. Grecu. Larie și acum Junior Moraes. De Amorim încearcă să se remarce. Daniel Benzar blochează acolo Albu. Duel pentru minge câștigat de Achim. Acum Junior Moraes îi trimite lui Larie. Pleașcă. Încercat acolo o colaborare cu Achim, dărâmat Achim, dar fără a fi faultat. Lansarea lui Cristescu este pentru pena, însă este din nou offside. Un zâmbet pe fața lui Vasile Miriuță. În sezonul trecut a fost la CFR Cluj, însă a fost înlocuit în cursul verii, după ce se efectuaseră câteva transferuri la CFR cu Dan Petrescu. CFR cu un parcurs foarte bun în debutul acestui sezon, 3 succese și o remiză. În runda intermediară va fi o partidă foarte interesantă între CFR Cluj și Dinamo. Fault făcut asupra lui Nioere de Alexandru Albu. Fundașul central al celor de la Concordia Chiajna are 2 goluri marcate în prima ligă. E un jucător bun în duelurile aeriene. Achim îi trimite lui Pleașcă. Să vedem centrarea lui Pleașcă. Surprinzătoare! Bălgrădean reușește să scoată de sub transversală. Aproape de un nou gol spectaculos. Pleașcă, precum cel reușit contra lui Dinamo, de care vă vorbeam ceva mai devreme. Linge aproape ar fi căzut pe transversală, dar a vrut să fie sigur Cristi Bălgrădean că este totul în regulă. Este corner pentru cei de la FCSB. Să vedem dacă va aduce pericol la poarta lui Bălgrădean. A sărit acolo Cristescu și trimite Larie, dar prinde Bălgrădean. Câștigase acolo Larie duelul inegal cu Bogdan Bucurică. Kim, a intervenit grădinarul, acum Momcilovic. Pasă pentru Daniel Benzar. Benzar nu reușește să-l păcălească acolo pe Albu. Era dezechilibrat Albu, cu toate astea a rezistat în fața roșalbastrului. Acum Pena încearcă o colaborare cu Marian Cristescu. Bălașa până la Ionuț Larie. De Amorim, mutat cel puțin temporar într-o altă zonă, intervine Tipurici. Pasa lui Cristescu este pentru grădinarul.
Grădinaru într-un nou duel cu Marco Momcilovic este unul dintre cele mai interesante dueluri ale acestei partide. FC pentru Grădinaru a fost practic izbit de minge aici, mijlocașul dreapta al gazdelor. Ultimele dueluri dintre cele două echipe au fost unele foarte, foarte strânse. Însă, să nu uităm, la un moment dat FCSB se impunea pe acest stadion în noiembrie 2012, când era condusă de Reghecamp cu scorul de 6-0 în fața Concordiei Chiajna, pregătită la acea vreme de Iliestan. Nu reușește să treacă acolo Grecu, au făcut rocadă William de Amorim și Robert Grecu. E un lucru des pe care îl vedem la echipele, în special la echipele care folosesc sistemul 4-2-3-1, ca jucătorii de bandă din linia de mijloc să facă rocadă. Primește Momcilovic. Să vedem continuarea lui Grecu, un șut în blocaj, din nou Grecu pe centrul porții. Nu-i poate crea dificultăți lui Cristi Bălgredean. Bălgredean a ajuns la meciul cu numărul 199 la nivelul primei ligi din România. 198, îmi cer scuze. Mai are foarte, foarte puțin și bifează partida cu numărul 200. Repune de la margine Momcilovic pentru Bălașa. Înge spre Nioere. S-a înălțat acolo Albu. Acum Junior Moraes. Recuperează Marian Cristescu. Cristescu nu reușește să treacă acolo de Larie. Pleașcă pentru Niță. Junior Moraes. Benzar. Junior Moraes și acum Achim îl găsește pe Robert Grecu. Să vedem continuarea jucătorului care aparține de Viitorul Constanța. Pasă pentru De Amorim. A încercat brazilianul o pasă specială pentru Edi Nioere. Duel acum între Junior Moraes și Cristescu. Minge ajunge la De Amorim. Întoarce Grecu pentru Achim. Pregătea un șut. Asta era senzația. Minge pentru Momcilovic. Balon trimis spre poartă de Benzar. Achim nu e cea mai bună pasă și e faultat Bucurică. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Zece minute și jumătate până la pauza acestui duel dintre Concordia și FCSB. Deocamdată 0-0. Mai devreme, Craiova a remizat pe teren propriu 1-1 cu Astra Giurgiu. Ieri, Șefci s-a impus în fața Viitorului cu 1-0 datorită unui gol marcat în prelungiri de formația din Sfântul Gheorghe. Este primul succes al celor de la Șefci în prima Liga României. Tot ieri, CFR Cluj a câștigat în deplasare pe terenul Iașului cu scorul de 2-0. Pasează Junior Moraes pentru Nioere. Larie Bălașa îi trimite lui Achim. Junior Moraes acum. Bălașa a semnat un contract pe 5 ani cu Roșalbaștrii. Mihai Bălașa la începutul acestui an a aparținut ceva vreme formației AS Roma. Achim pasă pentru Daniel Benzar. Grădinarul reușește să blocheze. Cristescu pentru Romario. Acum Vasile Gheorghe pasă pentru Bucurică. Pena nevoit să întoarcă la Vasile Gheorghe. Albu. Grădinaru pentru Patrice Fessi, fost jucător la un moment dat în Italia, la Genoa. Patrice Fessi, Grădinaru scapă mingea în afara terenului. Mult mai activ Grădinaru față de celălalt jucător de bandă al gazdelor, i s-a urat de Nicușor Fota, dar trebuie să ținem cont și de un alt aspect, de experiența lui Grădinaru și de relațiile pe care el le are cu colegii, care îi cunosc potențialul. Junior Moraes prins între doi adversari, se descurcă bine. Brazilianul este un fotbalist tehnic. De aici probabil și mutarea lui în fața defensivei
Larie, bună această pasă pentru Daniel Benzar, accelerează mijlocașul ofensiv, îi trimite lui William De Amorim. De Amorim pe jos pentru Achim, a urcat în partea dreaptă Pleașcă, centrarea lui Pleașcă pentru același Achim pe lângă poartă. Vlad Achim s-a născut la Ovidiu și a jucat pentru Viitorul. A plecat la un moment dat de la Viitorul, a mers la FC Voluntar, de acolo l-a luat FCSB. Grădinaru, deposedat de Momcilovici, întoarce De Amorim pentru Junior Morai și Achim. Bună această pasă pentru De Amorim. De Amorim forțează acolo pătrunderea, pasă pentru un șut al lui Robert Grecu, va fi corner. Bucurică a venit să-l blocheze pe Grecu și a reușit acest lucru. Parcă sunt mai periculoase în ultimele minute acțiunile trupei lui Nicolae Dică față de ceea ce am văzut până în acest moment, însă, repet, fără a înregistra o ocazie mare pentru cei de la FCSB, centrare acum pentru Nioere, Grădinaru. El a fost cel care a respins. Repune Momcilovici. Achim, cred că Vlad Achim este jucătorul oaspeților cu cele mai multe pase corecte până în acest moment. Sigur, joacă și pe un pe o poziție unde trebuie să asigure dezvoltarea acțiunilor ofensive. Pena, frumoasă această deviere pentru Nicușor Fota, care reușește să țină mingea în teren. Este în duel cu Bălașa, centrează Fota, prinde Niță. Mi-a adus aminte această deviere a lui Pena pentru Fota de ceea ce am văzut în etapa a doua în meciul dintre CFR Cluj și Viitorul. Atunci Urcovera îl servea perfect pe Deac, iar apoi vârful spaniol marca din pasa lui Deac. Nioere se descurcă foarte bine în aceste dueluri. Șutează Nioere! Respinge Bălgrădean. Un prim moment în care iese la rampă Edi Arlem Nioere, francez născut la Paris, cu trei echipe din Belgia în CV: Charleroi, Mucron și Mons. Venit în România la Petrolul, n-a apucat să joace pentru Ploieșteni, imediat s-a dus la Dinamo, de acolo a ajuns la FCSB. Corner pentru Roșalbași, executat de Grecu pentru același Nioere, a respins Cristescu. Luptă Benzar și este repunere pentru formația oaspete cu 5 minute și jumătate înainte de pauză. Pleașcă. Junior Moraes. Pleașcă aproape de posedare, Nicușor Fota. Pasează Junior Moraes pentru Momcilovici. William De Amorim iese cu mingea în afara terenului și pierd posesia cei de la FCSB. Respinge Bălașa, Achim până la Larie. Conform unor informații de ultimă oră, noi revedem aici ocazia lui Nuere, una dintre cele mai frumoase faze ale acestei prime reprize. Conform unei informații de ultimă oră,
FCSB ar fi ajuns la un acord cu FC Botoșani pentru transferul lui Cătălin Golovca, unul dintre cei mai în formă jucători din startul acestui campionat. La final probabil vom cunoaște detalii, la finalul jocului la Fotbal Club, unde vă așteaptă Radu Naum și invitații săi. Minge pasă prea puternic aici pentru Marco Momcilovici. Părea să fie ajuns rezervă în debutul sezonului, însă și-a recăpătat locul în primul 11, mai ales după reprofilarea lui Junior Moraes. Degajează Cristi Bălgrădean în zona unde este Marius Pena, care a încercat colaborarea cu Cristescu. A intervenit Larie. A încercat să câștige câțiva metri Fessi, însă nu îl păcălește pe Alexandru Tudor, la fel de riguros ca totdeauna centralul acestui joc. Grădinaru în brațele lui Florin Niță. Edi Stăncioiu, rezerva lui Niță și la această partidă, al treilea portar din lot, este însă un tânăr adus cu 400.000 de euro de la Craiova. Este vorba de Andrei Vlad. Lansare acum pentru Robert Grecu. Preluare slabă a lui Grecu. A intervenit Bucurică. Tipurici pentru Fota. Din nou Bucurică. Pena nu reușește preluarea. Dacă i-ar fi ieșit, putea să fie pericol în jumătatea roșie a Baștilor, pentru că Pena și Cristescu puteau să dezvolte acțiunea. Larie, pleașcă și acum Cristescu a câștigat duelul cu Junior Moraes. Pleașcă pentru Larie. Ne apropiem ușor, ușor de pauză. Junior Moraes îi trimite lui Bălașa. Ce gol a marcat contra Victoriei Pâlzenii în Cehia. Mihai Bălașa, o execuție fabuloasă din lovitură liberă. O pasă acum a lui Daniel Benzar pentru Robert Grecu. Robert Grecu a fost împrumutat până la finalul acestui sezon de FCSB de la Viitorul cu 30.000 de euro. În cazul în care roșialbaștrii vor dori să-l transfere definitiv, trebuie să achite grupării patronate de Gică Hagi 300.000 de euro. O pasă a lui Larie pentru Bălașa. Repune Momcilovici până la Junior Moraes. Nicio problemă aici pentru Grădinaru să respingă balonul. Așteptăm desigur mai mult spectacol în partea secundă acestui joc. Amănunte despre transferul lui Golovca la FCSB. Găsiți mai multe amănunte, găsiți pe site-ul nostru digisport.ro. Acolo sunt, cred, aproape toate detaliile. Achim acum în acțiune. Per total o posesie mai bună pentru FCSB în această primă repriză, chiar dacă nu au fost ocazii mari, dincolo de acel șut al lui Nuiere și poate de centrarea lui Marian Pleașcă. Pasează Junior Moraes pentru Deamorim. Deamorim încearcă să le pășească acolo pe Fessi. Centrează Deamorim. Balonul este respins de Tipurici. Vine din spate Pleașcă. N-avea timp să pregătească execuția Pleașcă. Dacă ar fi oprit balonul, sunt sigur că ar fi avut altă continuare a fazei. Două minute de prelungire pentru această primă repriză. Concordia FCSB 0-0 în ultimul meci de astăzi din etapa 4 a primei ligi a României. Curând pe Digisport 3 va începe Marseille-Dijon în mai puțin de 10 minute. Un meci care se va disputa cu casa închisă. Foarte încrezători fanii lui Marseille în acest moment. Marian Cristescu trimite în brațele lui Florin Niță. Încearcă Niță să-l găsească pe Nioere, aflat în duel cu Albu. Nioere foarte periculos în asemenea situații. Edi Nioere. Să vedem dacă a scos cornerul. Nu, este o repunere de la margine pentru oaspeți. Nioere marca pentru Dinamo pe acest stadion contra Concordiei. Un gol foarte, foarte frumos. În urmă cu două sezoane. Daniel Benzar
Junior Moraes și acum Akim. Primește Larie, Akim. Cu excepția lui Niță, toți ceilalți jucători sunt în jumătatea concordiei în aceste momente. Momcilovici pasă pentru Daniel Benzar, Akim, bună această minge pentru Grecu și a fost acolo un fault în atac al lui Robert Grecu. Victima lui Vasile Gheorghe. Ultimele momente ale acestei prime reprize. Cu siguranță că lucrurile se vor schimba în partea secundă a confruntării. FCSB nu își permite să piardă puncte, în vreme ce Concordia, vă spuneam și la începutul transmisiei, se află într-o situație delicată. Concordia FCSB 0-0 deocamdată. Imediat Fotbal Club cu Radu Naum și invitații săi, Ilie Dumitrescu și Gabi Balin. Noi ne întoarcem într-un sfert de oră aici la Chiajna pentru partea a doua a jocului. Fiecare război îl ducem cu fruntea sus. Avem 11 eroi, mulți adversari de repus. Avem un nume vestit, roșu, albastru, culori. Avem sânge latin, suntem învingători. Fiecare război îl ducem cu fruntea sus. Avem 11 eroi, mulți adversari de repus. Avem un nume vestit, roșu, albastru, culori. Avem sânge latin, suntem învingători. Tot stadionul striga cum steaua. Tot stadionul striga cum steaua. Forța steaua, forța steaua, hey, hey. Forța steaua, forța steaua, hey. Fiecare minut suntem alături de voi. Cu steaua până la moarte câștigați pentru noi. Avem peluza ce strigă, bine ați venit în infern. Iar adversarii de frică nu se mai văd pe teren. În fiecare minut suntem alături de voi. Cu steaua până la moarte câștigați pentru noi. Avem peluza ce strigă, bine ați venit în infern. Iar adversarii de frică nu se mai văd pe teren. Tot stadionul striga cum steaua. Tot stadionul striga cum steaua. Forța steaua, forța steaua, hey, hey. 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 Ei, campioni, cea mai sunt nu pe terenul. Să avem tradiție în spate și numele lăcătuși. Avem bazonul în suflet și cântăm până murim.
intermediul nostru, că am fost aici să vorbim despre un posibil transfer. Iată că acesta s-a făcut între FCSB și Botoșani, între Gigi Becali și Valeriu Iftime. O brăznicie, spunea Valeriu Iftime, când a auzit de oferta de 300.000 de euro sau câți bani ar da Gigi Becali pe Golovka, 300.000 de euro. E bine, până la urmă și a zis, voi cere, nu-l dau pe mai puțin de 1.000.000, a spus aseară. E bine, s-a făcut, anunță Gazeta, pentru 400.000 de euro, nici 500.000, cât se spunea că ar fi cerut cei de la Botoșani la un moment dat, nici 300.000 cât ar fi dat Gigi Becali, pentru 400.000 Golovka, omul începutului de sezon în România, a trecut la FCSB, care continuă să ia orice scoate capul din rând. Orice, pac, îl înhață. Gabi Balinti de Dumitrescu alături de mine. Gabi, comentarii. Referitor la transfer? Sau mă gândesc că da, asta e știrea momentului. Da. Ei, nu o să, cu siguranță că nu toți vor da satisfacție, pentru că am văzut de-a cursul timpului de câte ori Steaua a făcut multe achiziții, nu au dat toți jucătorii satisfacție. Acum vom vedea. Golovka, sigur că e jucătorul începutului de campionat de la Botoșani. E o presiune pentru Tănase? Care părea prea liniștit acolo, pe partea stângă? Tănase, din păcate, n-a reușit după accidentare să revină la forma pe care o avea la Viitorul și când a venit la Steaua. Din păcate. Mai așteptăm. Poate juca în fața lui Tănase Golovka acum, Ilie? Golovka îl mai are și pe Deamurim, care este titular în seara asta. Păi, da, în seara asta, când se joacă o echipă de schimb. Și Tănase oricum titular acolo era Tănase. Există încă o soluție pentru postul de mijloc stânga lateral. Nu știu dacă a fost urmărit ce cifră are acest jucător. Ce cifre a avut în sezonul trecut, clar că bune și în sezonul trecut s-a evidențiat pe acest început de campionat și Steaua reacționează. Este normal această politică. Gigi Becali are o politică foarte, foarte sănătoasă. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că în momentul în care este sigur că va avea un income de la UEFA după această calificare în grupe de Europa League, este asigurată, este clar că imediat încearcă să ia ce este mai important din campionatul nostru, acolo unde se poate. Și înțelegem că în această seară se mai face un transfer, cel puțin unul important la FCSB. Încă o dată, după Golovka, în opinia mea, acesta venind să pună presiune chiar și pe Tănase, că de a mori, mi-e clar că nu e o variantă foarte agreată de cei de acolo. Îl avem tocmai pe patron la FCSB. Bună seara! Înțelegem că l-ați luat pe Golovka, dar înțelegem că se mai face un transfer, cel puțin în seara asta. Da, m-am înțeles cu fundașul ăla central de la Sârb. Planici. Deci, mâine, da, mâine vor semna. Mâine veți semna. Puteți să ne spuneți pentru ce sumă? 300.000. Deci cât ați zis dumneavoastră la început, cât ați ținut? Nu, pentru Golovka 400.000. Nu, dar pentru Planici. După Planici, da, 300.000. 300.000. Păi Golovka 400.000 e surprinzător, că ieri patronul de la Botoșani spunea că nu-l dă pe mai puțin de 1.000.000. Păi da, i-am spus, băi, uite, atâta zic și eu că costă. Dacă, că m-am păcat cu el, i-am dat și un mesaj puțin așa mai acid, după care m-a sunat. Și după care ne-am împăcat. Că e duminică asta, a fost și el la Sfânta Liturghie, am fost și eu, ne-am împăcat. Și Golovka trage folosă. Și am spus așa, dom'le, cât costă Golovka? 1.000.000, da. Și eu vreau să cumpăr mai 40%. Interes. A, că iau 40% dintr-un următor transfer. Da, dom'le, nu, ei iau 60 ei. 60 ei? El a spus că el Golovka costă 1.000.000. Și eu am spus, da, domne, și părerea mea că atâta costă Golovka, 1.000.000. Dar eu nu vreau să-l cumpăr întreg. Vreau să cumpăr numai 30%, i-am zis prima dată. Vreau 300.000, 30%. Bun. Și ați ajuns la 400.000 pentru 40% din Golovka. Da, păi, dar eu am spus, domne, că face 3 milioane într-un an. Păi zic, dă-mi-l împrumut gratis și ia-l când vrei, îi dau eu salariu și ia tu 3 milioane pe el. Ok. Bun, dar Planici 300.000, cum de-au lăsat sârbii? Că înțeleg că cereau mult, se zbăteau, da. Păi da, dar așa au cerut, ce să facem acum, nu? Înțeleg. Mai vine cineva în seara asta sau mâine?
Păi eu nu v-am spus că iau 6-7 jucători. Păi asta înțeleg, dar asta vă întreb. Deci, domnul Naum, politica mea, știți care este? Politica mea este că, bine, Golovka nu joacă numai stânga, că v-am auzit. Golovka joacă mai mult dreapta, a jucat el anul trecut. Da, poate și dreapta și stânga, dar acum joacă mai mult stânga. Păi da, dar el în dreapta avem noi nevoie, că dacă nu poate, de exemplu, să joace Putescu, o să joace în dreapta el și Teixeira al doilea atacant. Da, și pune și o presiune pe Tănase, care e așa mai oscilant la începutul ăsta de sezon. Da, Tănase e fotbalist, nu poți să pui presiune pe el. Bun, deci mai luați pe cineva, că asta era întrebarea, că trebuie să mergem la meci. Domnul Naum, de ce? Pentru că noi nu ne permitem să pierdem campionatul ăsta, anul ăsta. De ce? Și atunci, oricum, avem multe meciuri în Europa de jucat. Corect, asta mi-a spus, logica e bună. Trebuie să mergem la meci. Mai aveți un nume pentru acum, seara asta sau mâine? Nu avem, dar v-am spus 6-7 jucători. Bine, mulțumim. Bine. Mulțumim, mergem la meci înapoi, mulțumim. Ne întoarcem la acest Concordia FCSB 0-0. Să vedem dacă vă rămâne așa până la final. De bănuit că vor intra câțiva dintre titularii din zilele trecute pe care Dică îi va arunca pentru a forța victoria. Vorbim mai multe după următoarele 45 de minute. Și rivalități mari în 7 meciuri pe etapă. De la 18:30 și de la 21 ai fotbal de primă ligă în direct la Digi Sport. Cele mai bune cote pe tot fotbalul englezesc, câștigi mai mult cu Betfair. Mai multe lucruri bune, mai multe evenimente importante, mai mult suspans și fără compromisuri. Câștigi mai mult cu Betfair, cu cele mai bune cote pe tot fotbalul englezesc. Ești pregătit pentru mai mult? Wilkinson Sword Extreme 3. 3 lame flexibile, perfect adaptabile oricărui contur. Pentru maximum de confort, în orice moment, imprevizibil. Wilkinson Sword Extreme 3. Free your skin. Trebuie să acționezi rapid atunci când pariezi live. Iar pentru asta ai nevoie de o platformă la fel de rapidă, în care pariurile sunt plasate și acceptate imediat. De la transmisiuni și trecere live până la statistici amănunțite, ești pregătit să-ți adaptezi pariul la desfășurarea meciului, oricât de repede s-ar întâmpla. Pariind live, nu pierzi nicio secundă, iar noi suntem alături de tine cu 2 pași înaintea jocului. Unibet. De la jucători pentru jucători. Vara asta poți testa senzorul de răcire Ursus Cooler în Caraibe. Înscrie codul unic și câștigă cele mai cool premii ale verii. Detalii pe momente.cool. Când pariezi, ai nevoie de o platformă rapidă, statistici amănunțite și transmisiuni în direct. Pariază live la Unibet. Unibet. De la jucători pentru jucători. Uite că a făcut maică ta suși. Ce? Suși? N-a avut sărăm pește, pusărăm niște cârnați. Și dacă se termină orezul, pusărăm niște făsui. Suși, mă, ca la tata acasă, mă. Bucegi, pe inima românilor. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații, multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Pe NetBet am cele mai multe promoții, opțiuni de pariere și, ghici ce, închid pariul când doresc eu. Nu fac pariuri mari, dar când câștig, sunt pe NetBet. Berea cavalerilor din toate timpurile. Holsten Pilsner, berea germană numărul 1 în România. Super ofertă! Reduceri de neegalat! Cel mai mic preț! Ha-ha! Puteți să verificați pe Trivago, care website oferă într-adevăr cel mai bun preț. Apoi decideți unde rezervați. Noi doar comparăm. Hotel Trivago. Hai, acum! Acum e momentul lor. Genoa 6 advances dangerous
Acum e acum. Ești pe fază? Streaming live pentru competițiile majore. Peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Acum e momentul meu. Betano.com. Jocul începe acum. Chiajna pentru repriza secundă a duelului dintre Concordia și FCSB. 0-0 după prima repriză. O primă parte în care nu am văzut ocazii mari la cele două porți. FCSB a avut o posesie mai bună, dar asta nu i-a asigurat crearea unor șanse importante. Sunt două modificări în trupa lui Nicolae Dică pentru repriza secundă a acestui duel. Denis Mann și Ovidiu Popescu își vor face apariția pe teren. Denis Mann în locul lui Robert Grecu, așadar vorbim despre o modificare post pe post. Să vedem în locul cui intră Ovidiu Popescu, în locul lui Junior Moraes. Vă reamintesc, Nicolae Dică a ales să îi menajeze la această partidă pe doi dintre jucătorii vârstnici care au prins ceva minute în debutul acestui sezon. Este vorba de Pintili și Teixeira. Ei nu au fost incluși în lotul pentru această partidă. În continuare, Budescu accidentat. Imediat vă voi spune încă o dată cele două formule. Probabil ați aflat la pauză alte detalii legate de transferul de ultimă oră a lui Cătălin Golovca la FCSB. Jucătorul botoșanului se pare că a ajuns la un acord cu Roșalbaștri, la fel ca și clubul de care a aparținut până astăzi. În fine, ne întoarcem la duelul de aici, de la Chiajna. Nicio modificare în trupa lui Vasile Miriuță, Cristi Bălgrădean, Fersi, Tipurici, Albu, Bucurică în defensivă, Vasile Gheorghe și Romario sunt cei de mijlocași centrali. În fața lor o linie formată din Grătinaru, Cristescu și Fota. Pena este atacant central, cel care întoarce aici balonul pentru Bogdan Bucurică. Însă Fota nu reușește să combine cu apărătorul stânga. De partea cealaltă, FCSB cu Florin Niță în poartă, Pleașcă, Bălașa, Larie și Momcilovici în defensivă, Achim și Ovidiu Popescu în fața apărării, Ovidiu Popescu înlocuitor al lui Junior Moraes, Denis Mann înlocuitorul lui Robert Grecu, Daniel Benzal și William de Amorim în spatele lui Arlem Nioere. Nioere a avut o ocazie în prima repriză, a trimis puternic de la aproximativ 22 de metri, dar Bălgrădean a reușit să respingă. Încă o dată și lista rezervelor. La Concordia pe bancă se află Drăghia, Deaconu, Batin, Răducanu, Zeba, Șpehar și Valentin Munteanu. Șpehar, un fotbalist croat care a fost în sezonul trecut la CFR Cluj. Să vedem această acțiune a gazdelor. Romario îi trimite lui Marian Cristescu. Pasează Fössi pentru Grădinaru. Grădinaru îl caută pe Fota, respinge Pleașcă, însă nu o face foarte bine. Achim însă a fost atent, apoi a intervenit Bălașa. Ovidiu Popescu acum pentru Momcilovici. Din nou Ovidiu Popescu, cel care a fost titular în Cehia, a navigat, să spunem, între pozițiile de fundaș dreapta și mijlocaș dreapta. După ce au intrat pe teren Ovidiu Popescu și Denis Mann, pe banca Roșalbaștrilor se mai află portarul Edi Stăcioiu și jucătorii de când Gabi Enache, Denis Alibec, Florin Tănase și Lucian Filip. Niță acum. Până la Bălașa. N-a avut ocazia până în acest moment, în această partidă, să ne arate cât de bine execută loviturile libere. Ce concurență, dacă va continua, desigur, Bălașa în același ritm, va fi între el și Budescu la acest capitol. William de Amorim, o pasă pentru Nioere, mingea ajunge la Ovidiu Popescu, Denis Mann.
Centrează tenisman pentru Benzar Fessy, reușește să respingă. Primul corner al reprizei secunde. Alexandru Tudor, Ciprian Danșa și Gabriel Bârjac sunt arbitrii prezenți pe teren. Arbitru de rezervă este Adrian Cojocaru. Observatorii jocului Iosif Olac și Cătălin Cursaru. Corner pentru FCSB pe care îl execută Vlad Achim. Centrează Achim, era o minge pentru Lari, a respins pena care cred că a fost călcat acolo de Albu, de coechipierul lui Cristescu. Recuperează însă, își face prea în față balonul. Trimite Daniel Benzar către De Amorim. A intervenit Fessy, grădinaru acum urmărit de Momcilovici și trimite greșit Ovidiu Popescu pentru Achim. Acum Bălașa. Pasa lui Bălașa este pentru De Amorim. Da. Cred că gazonul le creează în anumite momente probleme jucătorilor ambelor echipe. E un gazon sintetic, mingea nu sare la fel ca pe un teren din gazon natural. Pe Digisport 3 a început duelul dintre Marseille și Dijon, prima etapă din campionatul Franței. Ieri, poate ați văzut, Lyon a învins clar pe Strasbourg, iar alaltări Monaco a început campionatul cu un succes în fața lui Toulouse. Tot ieri Neymar a fost prezentat fanilor lui PSG înainte de triumful formației pariziene contra celor de la Angers, contra celor de la Amiens. Îmi cer scuze, o pasă prea puternică aici pentru Eddy Nyoere. O scurtă discuție între Alexandru Tudor, Tipurici și Nyoere. Toni Tipurici, o apariție recentă în prima ligă a României. Vă vorbeam și prima repriză despre el. Este un austriac de origine bosniacă. Acest Tipurici are un nou partener în centrul apărării pe Albu, după ce a fost acolo împreună cu Iosip Zeba. Etapa trecută, Zeba, astăzi pe lista rezervelor formației gazdă, primește aici balonul De Amorim, mai departe la Daniel Benzar, trece Daniel Benzar, să vedem pasa, l-a căutat pe Achim, respinge însă Romario. De Amorim, a blocat Fessy, evită cornerul. Degajează grădinaru, pena ține mingea în teren însă pentru adversari, Bălașa pentru De Amorim. De Amorim foarte activ și în prima repriză, pasă pentru Daniel Benzar, mai departe către Nyoere, mingea lizbește pe De Amorim și degajează Bucurică. Ovidiu Popescu direct la adversari, este acolo fota, minge pentru Bucurică. Vasile Gheorghe într-o poziție bună, încearcă lansarea lui Marian Cristescu. Larie șterge acolo balonul, să vedem dacă evită autul. Da, reușește acest lucru, dă o pasă bună Larie. Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, spunea că din punctul lui de vedere FCSB nu are o defensivă slabă, făcea declarația la Fotbal Club în contextul criticilor de dinaintea returului cu Victoria Pâlzenii. Bălașa Larie poate deveni în timp un cuplu solid de fundași centrali. De Amorim urcă din nou Momcilovici, sârbul l-a depășit pe Fessy. Momcilovici încearcă să scoată lovitura de la 11 metri, Alexandru Tudor îl ignoră, însă pe Momcilovici lasă jocul să continue pe contraatac Concordia. Vasile Gheorghe, este mai interesantă repriza secundă acestui duel, exact cum ne așteptam. Fota pentru Bogdan Bucurică. Bucurică urmărit acolo de Ovidiu Popescu, păstrează mingea Bucurică, pasă pentru Vasile Gheorghe, din nou Nicușor Fota, centrală Nicușor Fota, foarte greu.
Popescu reușește să deschide scorul în minutul 53. Gol pentru Concordia Chiajna. Nicușor Fota, omul cu pasa decisivă. Marian Cristescu reușește să puncteze. Marian Cristescu, tocmai cel mai bun marcator al celor de la Concordia din sezonul trecut. Atunci a reușit 6 goluri. Interesant este că în actualul campionat Concordia a înscris 2 goluri și ambele au semnătura lui Marian Cristescu. A marcat contra Craiova în urmă cu 2 etape, de asemenea cu capul. O face și acum împotriva celor de la FCSB. Să vedem forța de reacție a formației lui Nicolae Dică. Vasile Gheorghe l-a deschis excelent aici pe Nicușor Fota. A scăpat din marcaj Marian Cristescu. Înscrie spectaculos din plonjon. Este 1-0 pentru formația lui Vasile Miriuță și lucrurile par să se complice pentru trupa oaspete. Ovidiu Popescu pentru Nioere. Achim, din nou Popescu. Benzar până la Pleașcă. Mai are o singură schimbare la dispoziție Nicolae Dică și doi oameni extrem de importanți pentru atac sunt pe bancă. Vorbim aici despre Denis Alibec și Florin Tănase. Să vedem când va apela la unul dintre cei doi. Centrează Momcilovic. A reușit să blocheze acolo Grădinaru. Execută Achim. Achim în centrul careului, boxează acolo, de fapt voleibalează mingea. Bălgrădean, Ioere! Senzațional Bălgrădean! Unul dintre cele mai frumoase șuturi din acest campionat este urmat de una dintre cele mai frumoase parade. Extraordinar aici, Cristi Bălgrădean. Foarte aproape, Nioere de al treilea gol din acest sezon. Vă spuneam, este cel mai eficient jucător al roșialbaștilor în partidele de campionat. În Champions League lucrurile stau altfel. Acolo este golgheter Teixeira. Centrează acum Denis Mann cu efect. Nicio problemă însă aici pentru Bălgrădean. Dacă s-a descurcat atât de bine la șutul lui Nioere, nu poate avea probleme la o astfel de minge. Fostul goalkeeper al lui Dinamo, dar și al Craiovei. A trecut și pe la Unirea Urziceni. Super șut al lui Nioere. E o paradă însă pe cinste a lui Cristi Bălgrădean. O paradă de portar adevărat. Au trecut, iată, 10 minute din partea secundă și cred că am avut mai multe evenimente decât în întreaga primă repriză. Asta pentru că a crescut puțin ritmul jocului și, desigur, și pentru că am văzut un gol cel marcat de Marian Cristescu. Intervine acum și trimite în afara terenului Mihai Bălașa. Va repune Bogdan Bucurică. Bucurică este unul dintre cei 4 integraliști din acest sezon ai celor de la Concordia, alături de Vasile Gheorghe Tipuri și Bălgrădean. Încearcă să devieze pena, se izbesc acolo unul de altul, Achim și Larie. Bălașa scoate balonul din acea zonă, la recuperare se află Fössi, urmărit de Nioere, rezistă Fössi. Și n-a mai fost urmărit de Edi Nioere. Vasile Gheorghe acum atacat de Ovidiu Popescu. Tipuri, ce se reposera de Ovidiu Popescu. Ce eroare face apărătorul central. Ovidiu Popescu pasă pentru Daniel Benzar. Cade acolo Benzar după duelul cu Alexandru Albu. Vă reamintesc, o singură dată Concordia a câștigat în fața roșalbașilor la nivelul primei ligi în 12 partide disputate până astăzi. Iată duelul dintre Daniel Benzar și Albu. A respins Bălașa, însă doar până la Grădinaru. Grădinaru urmărit de Deamorim. Este faultat mijlocașul formației gazdă. Lovitură liberă pentru trupa lui Vasile Miriuță, un antrenor aflat
în acest moment, foarte aproape de partida cu numărul 100 în Prima Ligă. În calitate de antrenor, desigur, iată din mai multe unghiuri duelul dintre Momcilovic și Fiosila, care roșialbaștri au cerut lovitură de la 11 metri. Lovitură liberă pentru o fază petrecută la 0-0 înainte de reușita lui Marian Cristescu. Să vedem această lovitură liberă pe care o execută Romario Corțorc. Centrează Romario, intervine Bălașa, care reclamă faptul că a fost împins de Alexandru Albu. Bate lovitura de la colț, același Romario. Centrarea lui Romario pentru Marian Cristescu. Mingea a ieșit însă în afara terenului după ce a fost centrată de Romario Corțorc. A fost o semnalizare de la margine. Pregătește și ultima schimbare Nicolae Dică. Denis Alipec este pe margine. El este ultimul as, să spunem, din mâneca lui Dică pentru această repriză secundă. Și e posibil să-i vedem împreună pe teren pe Niuere și Alibec, să intre Denis Alibec în locul lui Benzar. Vom afla imediat cum stau lucrurile. Pasează pena pentru grădinarul Vasile Gheorghe. De Amorim reușește recuperarea. Daniel Benzar scoate pentru Ovidiu Popescu. Din nou Benzar până la Achim. Sunt însă departe de poarta adversă oamenii lui Dică. Primește Momcilovic. Achim. Ovidiu Popescu pentru Achim. Acum Larie pentru Pleașcă. Denis Man. Centrarea sa este pentru De Amorim. Nu era ideea. De Amorim l-a căutat pe Nioere. Reușește să respingă Albu. Momcilovic acum. Larie. Pleașcă. Din nou Larie până la Ovidiu Popescu. Achim. Trebuie să avanseze Achim pentru a putea crea pericol. Îi trimite lui Denis Man. Pleașcă. Din nou Man. Scurt până la Ovidiu Popescu. Așteaptă Momcilovic. Plimbă mingea ca la handbal în jurul semicercului oamenii lui Nicolae Dică. De Amorim. Centrarea lui De Amorim. Prelungește Daniel Benzar. Însă cred că i-a suflat acolo mingea unui coechipier. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live. Retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Minutul 61, mai bine de o jumătate de oră mai este de jucat din această partidă. Concordia conduce pe FCSB cu 1-0. Gol marcat în minutul 53 de Marian Cristescu din centrala lui Nicușor Fota. Tocmai s-a produs ultima modificare la formația oaspete. Denis Alipec intră în locul lui William De Amorim. Așadar, Alipec și Nuere în același timp în atacul roșalbaștrilor. Daniel Benzar trece pe postul de mijlocaș stânga. Alte schimbări nu sunt. Ovidiu Popescu. Alibec încă nu a marcat în această ediție a campionatului, pe care a început-o ca rezervă la meciul cu FC Voluntari. A fost introdus pe parcurs. Să nu uităm, Alibec a ratat o bună parte din pregătirea de vară a roșalbaștrilor din cauza unei probleme medicale. Pleașcă combina acum cu Denis Man. Un alt Denis Alipec pentru Achi. Mai departe la Denis Man. A căzut acolo Man, dar nu l-a convins pe Tudor să acorde lovitura de la 11 metri. S-a uitat spre arbitru. Pleașcă a combinat cu Ovidiu Popescu. Și acum Achim. Achim îl are în față pe Romario. Din nou Pleașcă. Centrarea lui Pleașcă pentru Denis Man. Ratare importantă a oaspeților. Denis Man
A înscris cu capul în prima rundă contra celor de la FC Voluntari. În prelungirile jocului, iată o reluare foarte interesantă. E duelul dintre Fössi și Momcilovic, la care trupa lui Tică a cerut penalti. Din contraatac a ieșit golul marcat de Marian Cristescu. Excelentă idee a colegilor de a reda întreaga fază. Am văzut cât de repede a ajuns mingea din careul Concordiei în cel al oaspeților și revedem reușita lui Marian Cristescu. Reușește Cristescu în patru runde, o treime din toate golurile pe care le-a reușit în sezonul 2016-2017, sezonul precedent. Respinge Bălașa. Acum Popescu îi pasează lui Momcilovic. Achim. Bună această pasă pentru Daniel Benzar, îi trimite lui Alibek Momcilovic. Acum Momcilovic într-un nou duel cu Fössi, scoate la Alibek, ceva între șut și pasă. Execuția lui Denis Alibek. Pe Digisport 2, acum finala turneului ATP de la Washington între Kevin Anderson și Alexander Zverev. Iar pe Digisport 4 a început duelul din Cupa Italiei dintre Bari și Parma. Pe digisport.ro aflați de cine este aproape să transfere Juventus de la viitoarea adversară din meciul pentru Supercupa Italiei, Lazio. De asemenea, ce probleme are cu Santos, cu clubul brazilian Santos, Barcelona, după transferul lui Neymar la PSG. O pasă greșită aici a lui Grădinaru, recuperează roșii albaștri, Denis Alibek se întoarce foarte iute. Alibek pentru Daniel Benzar. Din nou Alibek suferă însă din pricina ritmului și această acțiune de atac a oaspeților. Achim, un șut puternic, dar peste poartă, și este momentul în care se produce prima modificare în trupa lui Miriuță. Iese de pe teren atacantul Marius Pena. Noi revedem execuția lui Vlad Achim și în locul lui intră Paul Batin. De-a lungul timpului Batin le-a creat probleme roșii albaștrilor. De aceea la un moment dat era în atenția lor pentru un transfer. E drept, în urmă cu o bună bucată de timp. Batin, un jucător ajuns la Concordia după sosirea la această echipă a lui Vasile Miriuță, la fel ca și Dino Șpehar, omul care se află astăzi pe lista rezervelor. Dino Șpehar, fiul unui fost jucător croat important. Momcilovic a primit de la Niță. Ovidiu Popescu cere mingea în partea dreaptă. Denis Mann, Larie până la pleașcă. Intrăm curând în ultimele 20 de minute ale jocului. FCSB condusă surprinzător, dacă ținem cont de statutul celor două echipe, de Concordia cu 1-0 după golul marcat de Marian Cristescu. Iată faultul făcut de Romario asupra lui Alibek. Întoarce Momcilovic pentru Bălașa. Larie, Man și acum Alibek. O pasă pentru Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu, să vedem continuarea lui. S-a pierdut acolo Ovidiu Popescu în fața lui Albu, la fel cum a făcut-o în prima repriză, dacă vă aduceți aminte faza. Daniel Benzar, faul tare aici asupra lui Romario Korczok. Tamponat serios de un adversar aici brazilianul. Iată pleașcă, cred că putea să vadă și un cartonaș galben aici pleașcă, pentru că ridică piciorul, ridică talpa și l-a atins acolo pe tibie, ușor, nu foarte tare adevărat, pe Romario. Bălgrădean încearcă o lansare, Larie reușește să respingă pleașcă în zona unde este
Nioere, Vasile Gheorghe, Nioere, Alibek, încearcă lansarea lui Daniel Benzar, care a pierdut acolo duelul cu Fessi. Au cerut din nou lovitură liberă oaspeții după duelul dintre Fessi și Daniel Benzar. Bună această pasă din prima lui Denis Alibek. Grădinaru, Momcilovic îl oprește din cursă. Vă reamintesc, mâine la 21 este ultima partidă a rundei a patra. Se înfruntă Dinamo și Gazmetan Mediaș. Apoi avem rundă intermediară. Marți sunt primele jocuri. Miercuri, acum este pauză de hidratare aici la Chiajna. Miercuri este duelul pe care FCSB îl va avea pe teren propriu contra celor de la CSM Poliaș. Concordia, în runda intermediară, joacă în deplasare contra celor de la Astra Giurgiu. Încă o dată, două momente importante ale acestei părți secunde. Duelul la care Momcilovic solicită penalti și contraatacul din faza imediat următoare, care duce la marcarea golului de către Concordia. Bucurică, Vasile Gheorghe, Fota și la capătul centrării Marian Cristescu. Marcatorul golului pentru Marian Cristescu este reușita cu numărul 33 în prima ligă a României, are 252 de partide. La un moment dat marca pentru FC Brașov împotriva roșalbaștrilor. Un produs al Rapidului, probabil acest gol cântărește mai mult decât unul dintr-un alt joc pentru Marian Cristescu. Repune de la margine Grădinaru, Momcilovic, Ovidiu Popescu, din nou Momcilovic în zona unde este Nioere, a sărit acolo Fessi, Albu, Bălașa, direct la Grădinaru, ce execuție surprinzătoare a lui Răzvan Grădinaru. Este în minutul 71, Alibek. Alibek preia și pleacă spre poarta adversă, a intervenit acolo Romario. Ce duel tare acolo între Fessi și Daniel Benzar. Este repunere de la margine, se pare, pentru FCSB, nu lovitură liberă, cum cerea vehement Nioere. Dar atinge și mingea, atinge și picioarele adversarului Fessi aici. Pleașcă, Clarie și acum Bălașa. Ovidiu Popescu îi trimite lui Pleașcă. Sprintează Denis Mann, un dribling, cade acolo, dar nici el nu obține penaltiul la această fază. Marian Cristescu o pasă pentru Grădinaru. Fessi, Vasile Gheorghe, din nou Grădinaru, Fessi, Vasile Gheorghe, Grădinaru, încearcă lansarea lui Paul Batin. Bălaș are prin planul această fază. Imediat după meci, reacții la Fotbal Club. Ilie Dumitrescu și Gabi Balint sunt în studio alături de Radu Naum. Veți avea analiza completă acestui joc. Hakim, pasă pentru Bălașa, primește Momcilovic. Denis Alibek, Alibek așteaptă urcarea lui Momcilovic, intrează Momcilovic în brațele lui Bălgrădean. A trimis tare pe jos Momcilovic. Iată faza la care Denis Mann solicită lovitura de la 11 metri. Pe seama acestui duel, cred că se poate face o altă discuție față de alte faze
reclamate de roșialbaștri, pentru că Romario se pune acolo pe direcția de deplasare a lui Denis Mann. Am văzut și conflictul dintre cei doi. Hakim îi trimite lui Ovidiu Popescu. Daniel Benzar, și este faul făcut de Grădinaru. În sezonul trecut au fost două meciuri strânse între cele două echipe. Concordia se impunea pe acest stadion. Vorbeam despre acest lucru și în prima repriză cu 1-0 datorită unui gol marcat de Neluț Roșu, un alt mijlocaș ofensiv, iată, precum Marian Cristescu astăzi. Iar în primul meci al sezonului dintre cele două echipe, FCSB se impunea în fața Concordiei cu 1-0 datorită unui gol marcat de Vlad Hakim. Mihai Bălașa bate această lovitură liberă. Mihai Bălașa pe lângă poartă. Ești pregătit? Jocul începe acum! Peste 150 de pariuri pe fiecare meci. Streaming live. Retragerea câștigurilor în maximum 24 de ore. Betano.com. Minutul 74 la Chiajna. În continuare, avantaj pentru Concordia în fața celor de la FCSB. 1-0 după golul lui Marian Cristescu. Mai este puțin până la final. Să vedem dacă oaspeții vor reuși să întoarcă rezultatul. Nu cred că se gândește doar la o remiză în acest moment formația lui Nicolae Dică. Pasează Larie, interesant pentru Hakim. Iese bine însă acolo Păl Grădean. Hakim, vă spuneam, a marcat golul victoriei pentru FCSB contra Concordia în turul sezonului trecut. În debutul stagiunii precedente a mai fost o înfruntare între Steaua și Concordia, dar din urmă statistic face parte din sezonul 2015-2016, se urma de finala Cupei Ligii României, câștigată după prelungiri de FCSB. A fost 2-1, Mancilovic și Amrun, acesta numai din penalti, marcau pentru FCSB, pena pentru Concordia. Vedem acest contraatac al oaspeților, e blocat însă Denis Mann de Tipurici. Le pune pleașcă. Vasile Gheorghe are probleme, e căzut pe gazon, însă se ridică de carul gazdelor. Alibec la construcție, în continuare Denis Alibec. Momcilovic întoarce pentru Ovidiu Popescu și este un gol! Daniel Benzar, formidabilă execuție! Daniel Benzar înscrie primul său gol în prima ligă, în minutul 75 al acestei confruntări. Senzațional șutul lui Daniel Benzar. Dacă va continua în acest ritm, Daniel Benzar nu va fi doar fratele lui Romario Benzar, jucătorul viitorului. Își va putea crea propriul CV. Daniel Benzar marchează un gol extraordinar în cazul reușitei celor de la Concordia Chiajna. Apreciam calitatea centrării și apoi a finalizării lui Marian Cristescu. Aici vorbim despre un șut superb al lui Daniel Benzar, 1-1 între Concordia și FCSB. Daniel Benzar, măcar prin acest gol, putem spune că este încă un pariu câștigat de Nicolae Dică. Din nou egalitate între FCSB și Concordia la Chiajna. Atacă formația oaspete. Denis Alibec și-a prelungit prea mult mingea, a fost neglijent la această fază. Saltă baronul acolo Grădinaru. Intervine Hakim, întoarce Momcilovic pentru Bălașa. Hakim combină cu Ovidiu Popescu. A respins Fiosi până la Grădinaru. Grădinaru a încercat să obțină acolo lovitură liberă, iar Nicolae Dică îl ajută să se ridice pe Grădinaru. Au colaborat, sper să nu mă înșel, pentru puțină vreme și la FCSB, cei doi. Nicolae Dică a fost secund în mandatul lui Costel Gâlca, apoi în cel al lui Mirel Rădoi, înainte să înceapă activitatea ca principal. Primește Momcilovic, balon respins de Albu până la Fota, mai departe la Marian Cristescu, cel care-i trimite lui Batin.
Fota vine la învăluire acolo, dar intervine Larie. E momentul în care se produce a doua modificare la formația gazdă. Iese de pe teren Patrice Fessy. În locul lui intră Valentin Munteanu. Interesantă schimbarea făcută de Vasile Miliuță, pentru că iese un fundaș și intră un mijlocaș. S-ar putea ca Răzvan Grădinaru să treacă pe poziția pe care a avut-o până acum apărătorul camerunez. Valentin Munteanu, omul care a fost introdus, este un fotbalist de viteză, un jucător de contraatac. Așadar, dacă iese în loc după această schimbare, Vasile Miliuță nu este mulțumit cu un egal în această confruntare. Deocamdată e 1-1, suntem în minutul 79. Respinge balonul Pleașcă, Romario spre Vasile Gheorghe. Pasă greșit aici. Reușește centrarea acolo, jucătorul Concordiei Chiajna, Miță pentru Bălașa, acum Ovidiu Popescu îi pasează lui Achim. Primește Denis Man. Crește concurența pentru Denis Man după golul marcat de Daniel Benzar. Pasă pentru Momcilovic. N-a reușit din cauza poziției, centrarea pe care și-o dorea. Grădinaru lansează, încearcă să lanseze pe Batin. Iese foarte bine Niță. Ovidiu Popescu pasă foarte puternic acolo pentru Pleașcă. Fota reclamă o lovitură încasată de la Pleașcă și a existat contact între cei doi. Achim trimite mingea în afara terenului pentru ca ușor Fota să primească îngrijiri din partea medicilor. Da, ăsta este contactul dintre Pleașcă și ușor Fota. Pleașcă făcuse o preluare slabă după pasa venită de la Ovidiu Popescu. Abia acum se duce Alexandru Tudor să vadă care e situația lui Nicușor Fota. Noi revedem din mai multe unghiuri super golul marcat de Daniel Benzar, unul dintre cele mai frumoase din startul acestui sezon. Trimite mingea direct în vincul. Daniel Benzar în ultimele două sezoane a fost împrumutat de FCSB la Academica Clinceni. Acum este la a doua partidă în prima ligă și iată, își trece în cont deja o reușită. Nouă minute și jumătate plus prelungirile până la finalul acestei confruntări. Vasile Miliuță pregătește și ultima schimbare. S-ar putea de această dată să întărească apărarea. Miliuță pasează Larie, Pleașcă și acum Ovidiu Popescu. Din nou Pleașcă, Ovidiu Popescu până la Achim. Încearcă să avanseze Momcilovic, primește Alibec. Alibec, șut foarte puternic, dar peste poartă. Cred că e prima oară când își încearcă norocul Denis Alibec. În rest a încercat să le fie cât mai util colegilor lui, a distribuit multe baloane. Larie, Ovidiu Popescu, cer și de o parte și de alta, din nou Popescu pentru Bălașa. Achim. Ovidiu Popescu. Bălașa le face semn colegilor că este totul în regulă. Denis Alibec se întoarce ca de fiecare dată cu fața spre poarta adversă. Cade acolo Alibec, însă nu a fost vorba de un fault.
cel puțin eu n-am văzut niciun contact în acea zonă. Cred că e momentul în care se produce ultima modificare la formația gazdă. Iese Marian Cristescu. Mai devreme Cristescu era extrem de supărat că nu se operează mai repede această schimbare. Iese omul care a deschis scorul prin această lovitură de cap în minutul 53 și în locul mijlocașului ofensiv intră un apărător central, Iosif Zeba. Să vedem dacă va trece la o așezare Vasile Miliuță cu 5 fundași. Banderola de pe brațul lui Marian Cristescu ajunge pe cel al lui Cristi Bălgrădean. Zeba așadar în centrul apărării, lângă tipuricii Albu. Da, este o apărare cu 3 fundași centrale a Concordiei. Betonează defensiva Vasile Miliuță pentru finalul acestui joc. Patin a faultat acolo în duelul cu Bălașa. Încearcă să repună repede roșalbaștri. Ovidiu Popescu este la minge. Pasă pentru Pleașcă. În apropierea lui Man. Omul a dus cu 400.000 de euro de la UTA în debutul sezonului precedent. Akin. Alibek. Pentru Nioere, Alibek! Interesantă combinația dintre cei doi. Următoarele două meciuri ale roșalbașilor vor fi pe teren propriu. Ambele se vor disputa pe Arena Națională, cu miercuri cu CSM Poliaș și sâmbătă contra celor de la Astra Giurgiu. Bălașa intervine acolo la timp, evită autul, dar nu avea ce să mai facă în acea zonă. Akin, sub presiunea unui adversar. Iată, Concordia este în apropierea careului advers în aceste momente. Nu cred că și-a luat gândul nici trupa lui Miliuță de la un eventual succes în acest meci. Repune Bogdan Bucurică, intervine Akin, sare acolo Denis Man, prelungește fota, dar spre Niță, nu spre Patin, cum își dorea. Lari acum. Ovidiu Popescu. Akin. Alibek sprintează încă o dată. Momcilovic, centrare periculoasă, Bălgrădean de ce este gol! Denis Man. Cristi Bălgrădean protestează vehement în fața lui. Alexandru Tudor pretinde că a fost faultat. Reușita lui Denis Man a fost însă validată de arbitri și este 2-1 pentru FCSB pe terenul din Chiajna. Desigur, e o fază care trebuie revăzută și trebuie în același timp și analizată cu atenție. Denis Man și Daniel Benzar, doi dintre puștii celor de la FCSB, reușesc prin golurile lor să întoarcă rezultatul la Chiajna, după 1-0 pentru Concordia. Acum este 2-1 pentru FCSB. Încă o dată pasa lui Denis Alibek. Momcilovic centrează și nu-i fault acolo, cred, asupra lui Bălgrădean. Dacă văd bine, lângă Bălgrădean este Tipurici, un coechipier, nu este Nioere. Iar golul este al lui Denis Man. 2-1 așadar pentru FCSB pe terenul din Chiajna. Să vedem însă care va fi rezultatul final al confruntării, pentru că suntem doar în minutul 87. Grădinaru. Pasă bună aici pentru Nicușor Fota. Nicușor Fota trimite în brațele lui Niță. A fost acolo un fault al lui Batin, văzut de arbitrul Alexandru Tudor. N-a mai reușit o pasă la fel de bună precum cea de la golul lui Marian Cristescu. Nicușor Fota degajează Niță, zona unde este Nioere, marcat însă atent aici de Zeba. Intervine Larie, Patini este blocat de Ovidiu Popescu. Akin întoarce Pleașcă până la Larie și acum Bălașa.
Ovidiu Popescu le cere permanent mingea colegilor tenisman de la fotbaliști, știind că acesta este un semn al personalității unui jucător, încearcă să-și asume cât mai multe responsabilități. A văzut galbenul Bălgrădean mai devreme pentru proteste, în timp ce noi urmăream reluările golului marcat de tenisman. Achim îi trimite lui Larie, primește Ovidiu Popescu, din nou Larie, Achim. Timpul trece această dată în favoarea oaspeților. Momcilovici către Daniel Benzar. Nioere este faultat de Alexandru Albu. Am vorbit despre programul pe care îl va avea FCSB săptămâna viitoare, cele două meciuri de pe teren propriu cu Iașiul și cu Astra Giurgiu, primul programat miercuri, celălalt sâmbătă pentru Concordia. Să vedem însă această fază cu Nioere, care încearcă acolo, pasă cu călcâiul Albu, reușește în două rânduri să-l blocheze pe francez. Albu are, e chinuit acum de crampe musculare. Pentru Concordia, după duelul din deplasare cu Astra Giurgiu din etapa intermediară, va fi meciul cu Juventus pe acest stadion. Am revăzut duelul dintre, iată, Nioere, Albu, Bălgrădean. Nioere îl împinge ușor pe Tipurici. Tipurici a fost acolo. Acesta intră în Bălgrădean. Asta reclama portarul celor de la Concordia Chiajna, iar Man introduce balonul în poartă. Ocazie acum a lui Ionuț Larie. Minge trimisă peste poartă de fundașul central roșalbastru. Despre toate momentele importante ale acestui meci se va discuta la Fotbal Club imediat după finalul jocului. Vom avea, desigur, multe interviuri de aici, de la Chiajna. Daniel Benzar colaborează cu Ovidiu Popescu. Momcilovici, Bălașa și acum Larie, Nioere, Fota până la Romario. Romario într-un duel cu Achim, intervine aici Pleașcă. Tipurici îi trimite lui Bălgrădean. Intrăm curând în prelungirile acestei reprize secunde. Dacă va câștiga acest meci, FCSB va avea 10 puncte din 12 posibile, va fi la același nivel cu CFR Cluj, formația lui Dan Petrescu. Vă reamintesc, în runda intermediară, joi de la ora 21, este o partidă foarte, foarte interesantă, foarte importantă între CFR Cluj și Dinamo. Grădinaru se duce în centru, Grădinaru avansează, este faultat, e o fază fixă, poate fi un moment important pe finalul acestui joc. Sunt 4 minute de prelungire arătate de la margine, de arbitrul de rezervă Adrian Cojocaru. Decizia însă în privința minutelor de prelungire pentru fiecare repriză în parte este luată de arbitrul de centru, Alexandru Tudor, în cazul de față. Bucurică va fi cel care va executa. Albu, Tipurici sunt în careul advers, centrează Bucurică! Iosip Zeba, nu i-a lipsit mult să rea balonul spre poartă. Un Iosip Zeba, un jucător croat de 1,87 m, adus de Concordia de la formația slovenă Aluminii. Toni Tipurici, celălalt fundaș central străin, sosit în această vară la Chiajna, a venit de la Țibalia, de la o formație din Croația. Angajează Niță, suntem deja în al doilea minut al prelungirilor, balon pentru Nioere, care a fost în duel cu Zeba, depășește Nioere pe adversarul lui, Alibek în poziție bună, Alibek pe lângă poartă, Daniel Benzar a cerut mingea în stânga, de fapt aștepta mingea, nu a îndrăznit să o ceară, Alibek a văzut doar poarta aici, a cerut corner, șeptarul roșalbaștrilor, Ovidiu Popescu la recuperare pentru Niță. Din nou un balon pentru puternicul Nioere, care câștigă încă o dată în fața lui Zeba. Daniel Benzar va pătrunde în careu, să vedem ce va face Benzar! Un
un șut asemănător cu cel cu care a reușit egalarea. Acum nu mai prinde însă spațiul porții. S-a dus destul de mult pe lângă balonul, dar e interesant totuși execuția lui Daniel Benzar, care combina aici cu Nioere, Alibek, Denis Mani este în care o prinde Bălgrădean. Dezamăgit Alibek de calitatea centrării lui, dar după ce și-a pus mâinile în cap, imediat a plecat spre propria jumătate. Bucurică intervine, Achim la recuperare, Denis Mani, din nou Achim. Ovidiu Popescu, Alibek cere mingea, o primește însă Momcilovici. Intrăm curând în ultimul minut al prelungirilor. FCSB aproape de a treia victorie din acest campionat și dacă rezultatul va fi acesta, vom vorbi despre o nouă victorie la limită, așa cum au fost cele cu FC Voluntar și ACS Poli Timișoara. Niță pentru Larie, ce trimisă către Nioere încă o dată, dar Tipuric a fost inteligent sau pur și simplu l-a auzit pe Bălgrădean. Portarul i-a cerut să-i lase mingea. Bălașa către Momcilovici. Foarte puțin timp până la finalul jocului și cei de la Concordia nu reușesc să recapete balonul pentru a putea ataca, pentru a forța egalarea. Daniel Benzar așează mingea pentru Alibek, încearcă să se remarce. Nioere reușește acest lucru. Nioere la finalizare, Bălgrădean reușește să respingă. Zeba apoi cu capul spre Nicușor Fota, urmărit acolo de Ovidiu Popescu. A fost un foul făcut de Ovidiu Popescu, e lovitura liberă pentru gazde. Intrăm în al cincilea minut al prelungirilor, probabil că vom vedea și acest atac al Concordiei. Bălgrădean aruncă mingea spre careul roșu al baștilor, dar direct la Florin Niță. Romario nu înțelege cum Bălgrădean nu i-a pasat lui, de ce a trimis într-un asemenea mod balonul. În fine, Marseille Dijon, vă reamintesc, este pe Digisport 3, pe Digisport 4, este Bari Parma pe Digisport 2, tenis în direct de la Washington. Final de meci aici la Chiajna, Concordia FCSB 1-2. Cristescu a marcat pentru gazde în minutul 53, Puști, Daniel Benzar în minutul 75 și Denis Mann în minutul 86 pentru oaspeți. Imediat Fotbal Club cu Radu Naum și invitații săi, George Dobre, vă mulțumește pentru atenție, toate cele bune, la revedere! Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Flanco Black Week, cu oferte fără limite. Cumpăr acum frigiderul Indesit, clasa A+, volum 415 litri, cu 450 de lei reducere și de la 49 de lei pe lună în rate pe loc, fără adeverință. Flanco, mereu peste așteptări. Cele mai bune cote pentru La Liga. Câștigi mai mult cu Betfair. Mai multe lucruri bune. Mai multe evenimente importante. Mai mult suspans. Și fără compromisuri. Câștigi mai mult cu Betfair, cu cele mai bune cote pentru La Liga. Ești pregătit pentru mai mult. Când se bărbieresc, iată ce fac bărbații, încercând să taie fiecare fir de păr. Iată ce facem noi. Gilet cu tehnologia Flexball oferă contact maxim pe conturul neregulat al feței și taie practic orice fir de păr. Gilet, perfect bărbătesc. Cu cele mai bune cote pe tot fotbalul englezesc, câștigi mai mult cu Betfair. Mai multe lucruri bune, mai multe evenimente importante, mai mult suspans și fără compromisuri. Câștigi mai mult cu Betfair, cu cele mai bune cote pe tot fotbalul englezesc. Ești pregătit pentru mai mult?
Agent Lorraine Proudhon, expert in intelligence collection and hand-to-hand combat. There's a double agent hunting our operative. Find out who it is. Someone set me up. Someone from the inside. Secretul unei pizze delicioase este chiar telefonul tău. Dar nu așa cum îți imaginai, ci utilizând aplicația Foodpanda. Cu ajutorul acesteia poți comanda preparatele tale favorite de la peste 400 de restaurante. Vara asta poți testa senzorul de răcire Ursus Cooler în Caraibe. Înscrie codul unic și câștigă cele mai cool premii ale verii. Detalii pe momente.cool. Nivea Men și Real Madrid prezintă. Nu lăsa fetele galbene să-ți strice cele mai bune momente. Deodorantul Nivea Men Black and White oferă protecție 48 de ore și luptă împotriva fetelor galbene. Nivea Men Black and White. Nivea Men, sponsor oficial Real Madrid. Ați găsit deja hotelul dumneavoastră ideal? Înainte să rezervați, verificați pe Trivago dacă puteți să-l găsiți în altă parte la un preț și mai bun. Hotel Trivago. La EMAG, aparatele frigorifice Arctic pot fi cumpărate cu până la 24 de rate fără dobândă prin carduri de cumpărături. Comandă combina frigorifică Arctic 4 compartimente de congelare, 331 litri și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG. Nea Drăgulin, ne dați și nouă mingea, vă rugăm! Ce-i cu voi pe aici, măi? Numai freze și minge aveți în cap. Mulțumim! Nu știm cum va fi peste 60 de ani, dar un lucru e sigur. Acoperișul Bilca tot ca acum va arăta. Bilca. Sisteme complete pentru acoperișuri cu durata de viață de minimum 60 de ani. Mereu cu tine, când faceți bine. Ei sunt adevărați eroi, iar ca ei și noi. Bărbați, aveți probleme cu prostata? Urinare frecventă și dureroasă? Funcția sexuală afectată? Pentru prima dată în România, o soluție complexă pentru îngrijirea prostatei dumneavoastră. Proxelan supozitoare plus Proxel capsule. Proxelan supozitoare pentru prostată mărită, prostatită acută și cronică. Se aplică local și acționează imediat. Pentru funcția normală a prostatei, combinat și cu Proxel capsule pentru administrare orală. O dată pe zi. Proxel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Chiar dacă ai deja tabletă sau smartphone, proiectele cu adevărat importante tot pe laptop le faci. Nici o casă fără laptop. Ia-ți primul tău laptop de la Altex. Ai laptop Asus cu procesor Intel Core i5, 4 GB RAM și capacitate stocare 1 TB la numai 1999,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. La Unibet știm că nu doar pariurile sportive te țin în priză, așa că am creat cel mai spectaculos casino online din România pentru jucătorii noștri. Cu sute de jocuri extraordinare, de la cele mai populare sloturi până la cele mai noi și întregite apariții. Încearcă acum noua noastră aplicație Unibet Casino. Rapidă, sigură și distractivă. Fii în mijlocul acțiunii, descarcă aplicația acum. Casinoul Unibet, cel mai bun loc de distracție în afara terenului. Unibet, de la jucători pentru jucători. Nu toți suntem la fel. Unii dintre noi sunt mai curajoși, alții mai puțin. Dar toți merităm aceeași siguranță în trafic. Sistemul de asistență rutieră are grijă de fiecare dintre noi, semnalizând indicatoarele rutiere. Cel puțin până la destinație. Toyota Corolla, mașina numărul 1 în lume, cu 6 ani garanție. Cu sute de jocuri extraordinare, de la cele mai populare sloturi până la cele mai noi și întregite apariții. Încearcă acum noua noastră aplicație Unibet Casino. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. FCSB bate, Alibec vorbește, să-l ascultăm.
Bună seara, Denis Alibec, și felicitări pentru victorie. A intrat în repriza secundă atunci când echipa avea nevoie. A fost o schimbare radicală a jocului? Nu știu dacă neapărat că am intrat eu, dar s-a văzut o atitudine mai bună în a doua repriză și cred că am câștigat meritat acest joc. A fost un pic și euforie după calificare? Nu, de ce? Noi am venit aici să câștigăm, cred că s-a văzut lucrul acesta. Chiar așa nu am avut foarte multe ocazii și, după cum am spus, mă bucur că am câștigat. E un ritm greu să joci două meciuri pe săptămână, la distanță, deplasări și așa mai departe? Da, dar avem un lot numeros și valoros în același timp și s-a văzut și în această seară. Până la meciul cu Sporting de săptămâna viitoare mai urmează două meciuri, e drept, în București. Cum veți gestiona aceste meciuri? Pentru că bănuiesc că vă gândiți cu toții la meciul cu portughezii. Da, cred că putea să fie un program mai ok, să fi pus această etapă intermediară în altă săptămână, dar asta este, trebuie să jucăm și să ne facem treabă. Zilele trecute, înainte de meciul cu Victoria Pâljen, au tot fost discuții vis-a-vis de tine, de banderol. Cum te-ai simțit? Cum au trecut acele zile pentru tine? Nu am probleme de genul acesta. M-am ambiționat mai mult lucrurile spuse de domnul Becali și cred că s-a văzut lucrul acesta. Pintili, ți-a cedat banderol? Da, a fost un gest foarte frumos din partea lui, mulțumesc și oricum el este alături de mine. Este un același capitan. Cum sunt șansele cu Sporting, Denis? Ce să facem? Mergem acolo și ne luptăm cu ei. Ce să facem? Vedem. Este un meci greu, au echipă foarte bună, am văzut și că și lotul lor este foarte valoros, dar cred că și noi avem o echipă bună și putem să facem față. Golovka, începând de mâine, va semna cu Steaua. Da. Este un jucător bun, am văzut, a marcat multe goluri. Are atitudine, se vede că vrea să ajungă mare. Mulțumim frumos, succes! Să ajungă ce? Mare. Mare, ok. În regulă. Hai că Denis poate mai mult, e un jucător care are capacități, dar a zis câteva lucruri. A fost chiar, a dezvoltat preț de vreo 3 secunde despre Golovka. Într-adevăr, este una dintre știrile zilei. Golovka ajunge la FCSB, Botoșanu e la egalitate puncte în fruntea clasamentului cu CFR și cu FCSB, dar probabil că va slăbi prin această plecare a lui Golovka. Planici, de asemenea, a spus-o în direct patronul de la FCSB, va semna mâine pentru 300.000 de euro, mi se pare o lovitură, că, fine, nu e foarte scump, să vedem cât de bun este, și s-a văzut în această seară că FCSB, dacă mai era nevoie, are într-adevăr, ar putea utiliza încă un fundaș central. Cât despre meciul ăsta, Chiajna a condus, dar așa este, a pierdut meritat pentru că a renunțat la fotbal. Bine, trebuie să mai spunem, când nu poți să joci sau nu vrei să joci fotbal, e cinstit să pierzi zile. Și-au dorit foarte mult. Și-au dorit concentrarea, am văzut o atitudine pozitivă a echipei din Chiajna. Clar că este o limită în exprimare și trebuie să acceptăm acest lucru. Plus că Dică forțează după pauză și, din punctul meu de vedere, termină jocul cu doi de număr 9, cu doi atacați, cu Noirei și Alibec, care au adus un plus, au pus presiune pe adversar. La un moment dat, la 1-1, a forțat-o chiar și cu trei fundași central, Miriuță, să mențină, să echilibreze acolo duelul, dar fără șanse, repet, duelul, cred că cel mai mult dezechilibru a fost acolo pe margini și le-au făcut acești copii și trebuie remarcați. Acest Benzar care... Să-l ascultăm pe Dică și vorbim un pic mai încolo. Bună seara, a fost un meci greu, o victorie muncită. Povestiți-ne un pic cum v-ați gândit la această formulă de echipă cu mulți jucători tineri și care ar fi concluziile după joc. Da, într-adevăr, o victorie muncită, dar importantă pentru noi. Știam că vom avea un meci greu aici la Chiajna, pentru că îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, știu cum gândește, ce filozofie are și mă așteptam la acest joc al lor cu mijlunși pe Pena și cu Cristescu, care pleca mereu în spatele lor. Am încercat să blocăm acest lucru și știam că fac și contraatacuri bune.
Într-adevăr, au făcut acel contraatac la gol în care noi trebuia să oprim faza mai înainte, dar pe ansamblu sunt mulțumit de atitudinea băieților. Încă o dată am dat dovadă de caracter pentru că am avut reacție, am fost conduși 1-0 și am reușit să întoarcem rezultatul, ceea ce s-a întâmplat în multe meciuri în acest sezon și asta este un lucru foarte bun pentru mine și pe această cale îi felicit pe băieți pentru atitudinea pe care au avut-o, pentru că cu toată lumea vorbea că venim după meciul din Champions League cu Pilsen și că va fi greu, acea euforie de calificare, dar iată că băieții au fost concentrați și am reușit să câștigăm jocul. Din nou două schimbări la pauză, ca și cu Craiova. Au fost ele făcute într-un scop de a proteja echipa și pentru meciul cu Sporting? Da, trebuie să gândesc foarte bine această perioadă, pentru că ne așteaptă în decurs de 10 zile 4 jocuri, unul l-am jucat în această seară și este normal să încerc să dau la jucători minute celor care au jucat mai puțin, să încerc să le dau minute și lor și așa am gândit în această seară. Și la meciul următoare vom gândi la fel, pentru că trebuie să ne gândim foarte bine, avem un obiectiv acela de a intra în grupele Champions League și trebuie să gândim foarte bine această perioadă. Benzar a marcat un gol absolut fantastic. Da, pentru mine nu este o surpriză, pentru că îl văd la antrenament în fiecare zi, reușește și la antrenament să aibă execuții de genul ăsta și mă bucur pentru el, este un copil care muncește mult, cum sunt și ceilalți din echipă de vârsta lui. Ați văzut și voi astăzi că am început cu doi jucători sub 19 ani titulari, apoi a intrat și Man la pauză, care și el are 19 ani, a reușit să marcheze. Asta este un lucru important pentru noi, pentru încrederea lor și mie întotdeauna îmi place să dau încredere tinerilor. Intrarea lui Ali Bek a fost un factor decisiv pentru întoarcerea rezultatului? Da, m-am gândit că atunci când l-am introdus pe Ali Bek, să avem mai multă forță în atac, am vorbit cu el și înainte de joc, am vorbit cu el, i-am spus că în momentul dacă va fi nevoie să câștigăm jocul, vom fi la egalitate sau vom fi conduși, voi apela la el, vreau să dea totul. A intrat 25-30 de minute cât a intrat, a jucat în spatele lui Bizonu și eu zic că a făcut-o foarte bine. Începând din această seară, mă rog, de mâine dimineață veți mai avea doi jucători la dispoziție. Patronul a anunțat că Golovka va semna cu Steaua și că s-a rezolvat și cu fundașul Bogdan Planici. Cum primești această veste? Este o veste foarte bună pentru mine. Fundașul este foarte bine, căutăm de foarte mult timp. Golovka a avut evoluții extraordinare în acest început de campionat. El a avut evoluții bune și anul trecut. Este un jucător care eu cred că ne va ajuta și el și Planici. Sunt doi jucători pe care îi așteptăm cu mare plăcere. Mulțumim! Da, într-adevăr, bucurie pentru jucătorii tineri, evident, și a spus un lucru cu adevărat, Gabi, de menționat și de analizat, poate. Într-un singur meci în acest sezon, Steaua nu a avut nevoie să revină pe tabela de marcaj, cum se spune. Cel cu Timișoara, dintr-un simplu motiv, pentru că atunci jucătorii adversi n-au înscris. În rest, în toate meciurile, în toate, inclusiv cele din Europa, da, cele cu Pilsen, au trebuit să revină, mai puțin cel de la... Da, și acolo au trebuit să revină, odată după ce, că practic era calificarea pierdută la 1-1, să revină să dea gol. Ce spuneți asta? De asta înseamnă o mobilizare foarte bună, nu că nu renunță. Și că revin. Asta e un lucru pozitiv. Dar faptul că trebuie să revină? Se întâmplă. Păi nu, dacă e dator, nu are cum să fie. Păi da, dar uite, vezi că și astăzi au, eu zic că au dominat și în prima repriză, chiar dacă repriza a fost mai bună a FCSB-ului, mai ales prin schimbările pe care le-a făcut Dică. Totuși, victoria e pe deplin meritată. Să-l ascultăm pe Cristescu, pentru că merită și el câteva vorbe după golul marcat. Bine, până la un anumit punct, până la acel gol primit, golul egalizator, care ne-a turnat plumb în picioare, așa pot să zic, și a făcut pasul înapoi de tot. Și a venit și acel gol de 2-1, o seară tristă pentru noi, dar ăsta e fotbalul, trebuie să mergem înainte, trebuie să uităm acest joc cât mai repede și să ne gândim la meciul următor. Cum s-a văzut din teren acea fază de la golul 2 al adversarilor? Cristi Bălgrădean a parlamentat îndelung cu arbitrul Tudor, a cerut faul. Teren, nu știu, s-a văzut, vă dați seama, a fost o fază rapidă, dar am văzut acum la vestiare, am văzut un Noirel împinge pe Tipurici, care acesta din Elan îl împinge și el pe Bălgrădean și asta e și golul. Ce să facem? Asta trebuie să uităm cât mai repede, mergem înainte, ne așteaptă un meci greu, dar trebuie să mergem să jucăm la fel și cu Astra și putem să scoatem chiar mai mult.
E un program greu și iată că întâlniți două echipe de cupe europene, FCSB și Astra. Ar putea Concordia să beneficieze de acest lucru? Vă dați seama, am întâlnit astăzi o echipă foarte bună, chiar dacă au băgat mai mulți jucători care nu prea au mai jucat, dar o echipă foarte bună, calitate, s-a văzut acest lucru. Noi am suferit pe final de meci, suferim în continuare, trebuie să ne pregătim cât mai mult, trebuie să muncim în continuare și putem să scoatem chiar mai mult la Astra. Mergem să câștigăm. Va fi și anul acesta, la fel ca în ceilalți ani, cu emoții până spre final sau veți rezolva lupta pentru retrogradare mai devreme? Nu ne mai dorim să mai trecem prin ce am trecut. Ne dorim să scăpăm cât mai repede de emoțiile retrogradării, dar important este să luăm meci cu meci. E un suflu nou în echipă? Da, e o schimbare. Domnul Miriuță a venit cu o altă mentalitate, altă atitudine, dar noi jucăm, noi suntem cei care jucăm, el ne ajută. Totul trebuie să facem cât mai bine tot ce ne cere el și putem sperăm acest lucru că o să fie. E o schimbare, dar chiar și n-are un singur punct din 4 meciuri, adică minim până acum în campionatul României, la fel ca Gaz Metan sau Juventus București. Să mai vedem o dată faza aceea incriminată la golul 2. Nu mai vedem. Eu văd o mână al bizonului pe tipuri aici. Dar voi îmi spuneți dacă vi se pare că influențează. Nu, o mână, uite la mâna stângă, mâna stângă. Eu văd o pasă foarte bună la Libec. Da. O progresie și o apariție foarte bună la finalizarea lui Moncilovici, da, cu o centrare bună. Bărgădean cred că trebuie să respingă la faza asta, dacă vrea să scoată ceva mai mult, pentru că a fost poziționat greșit. Da. L-a prins puțin în față. Bun, în regulă, dar dacă e infracțiune, trebuie să vedem să o spună. E o mâna stângă a bizonului care, uitați-vă, al mâna lui stângă. Nu e nimic grav, așa mâini sunt peste tot, te uiți, nu. Bălgrădean e greșeala lui, din păcate a venit pe un fond de joc foarte bun al lui, a avut câteva intervenții extraordinare. Da, să ne reamintim la șutul lui Noere. Dar aici a greșit, aici trebuie să respingă. Și Tudor foarte bine plasat. Cine? Trebuie remarcat totuși jocul acestor tineri jucători. Să luăm interviurile Vasile Miriuță, să vedem ce are de spus. Undus și la un moment dat chiar se vedea că puteți obține puncte, nu? Bună seara. În primul rând țin să-mi felicit băieții. Am jucat aproape perfect 70 de minute. Iar nu știu să fie avut Steaua vreo șansă până atunci. Cred că am un șut al lui Noere în a doua repriză. Ne-am închis bine prima repriză. Au fost momente când am pus presiune pe ei. Am marcat acel gol foarte frumos. Nu? Centrarea lui Fota și Cristescu a apărut senzațional. Am greșit. Eu zic că la ora actuală joacă echipa cum îmi doresc eu 60-70 de minute. Mai avem de lucrat încă. Suntem de puțin timp împreună, două săptămâni și un pic. Dar încet, încet, părerea mea că s-a văzut și în jocul de astăzi că echipa e pe un drum bun. Încă o dată am pierdut pe mâna noastră astăzi, să zic așa, greșelile care le-am făcut. Dar vom încerca pe viitor să facem mai bine și când avem 1-0 să păstăm acest rezultat și să câștigăm. Cum ați văzut faza de la golul 2 al celor de la Steaua? Pentru că Marian Cristescu ne-a spus că a fost faul, că Tipurici a fost împins de Noeren Bălgrădean. Sincer, nu vreau să spun nimic pentru că n-am văzut încă faza. Nu vreau să mă pronunț, mă voi uita. Nu știu dacă a fost faul sau nu, trebuia să fim mai atenți acolo. Pentru că am avut mingea, Pufi a avut mingea mână, nu știu dacă a fost faul, l-am împins sau nu, dar trebuia să fim mai atenți. În minutul 87-88 trebuie să fim mai concentrat acolo. Foarte greu și meciul care urmează cu Astra, pentru că e puțin timp la dispoziție pentru refacere. Într-adevăr, dar încă o dată, am mai spus-o, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și astăzi s-a văzut o schimbare în bine. Încă o dată, băieții au făcut exact ce ne-am spus, am alergat mult, ne-am bătut cu ei, am jucat de la egal la egal. Păcat de acest gol pe final care a dus victoria Stele, pentru că părerea mea că e o victorie nemeritată. Considerați că introducerea lui Alibek a schimbat jocul? A Denis e un jucător bun, nu? Acum nu pot să zic că intrarea lui a schimbat jocul. Noi am jucat la fel, păcat de acele două greșeli pe care le-am făcut. Trebuie să fim mai concentrați. Așteptați jucători în continuare? Păi au venit deja trei jucători, au semnat.
trei jucători foarte buni. Problema e că ei au jucat ultima dată la sfârșitul lui mai, s-aproape două luni, dar eu cred că împreună cu Paolo, preparatorul fizic, în trei săptămâni îi pună pe picioare și sunt sigur că ne vor ajuta. Nu, problema e că n-au ținut de minge, pur și simplu, cei de la Chiajna. Au renunțat la minge. Da, total. Nu poți, adică asta trebuie să fie o lecție pentru toată lumea. Nu poți cu o echipă de genul ăsta, care are forță, are moral, are argumente, cum o să spună și Ilie imediat. Da, și să-i dai tot timpul să te bazezi că va rata. Ideea este că a fost un echilibru, așa cum spunea și Miuță. Dar totuși, în momentul în care ți intră Ovidiu Popescu în linia de mijloc, îți intră Denisman și Ali Bek, deja vorbim de un nucleu important de jucători care au adus un plus. Adversarul și-a dorit să țină de minge, să aibă posesie, progresie, ceva. Dar foarte greu cu Steaua, care a pus presiune și a avut liniște. Asta mi-a plăcut mie la echipa lui Dică în această seară. În afară de schimbări, că a fost extrem de inspirat și clar că s-a și văzut plusul adus de jucătorii care au intrat, această liniște, cu acest joc de pase, cu această construcție, o echipă solidă, încet, încet a pus presiune pe adversar, fără să intre în criză, egalează cu un șut senzațional acestui copil, adică el a mai avut o tentativă, puțin pe lângă poartă, premeditat, preluare, șut, Feusil scapă acolo, nu face pressing de întâmpinare, merg mai departe și spun, Denis Mai este genul de jucător care apare foarte bine la finalizare. Să ne aducem aminte de ratarea din ultimul minut, din prima repriză, de la Pâlțen, când a apărut acolo, păcat că n-a lovit-o bine să intre. Deși de copii au fost păstrați în echipă și din punctul meu de vedere acești doi au adus dezechilibru pe porțile laterale. Repet, în axul central echipa lui Miruța a stat bine organizată, a gândit foarte bine jocul, la un moment dat a introdus și al treilea fundaș central, dar repet, Moncilovici urcă bine și acest copil Benzar, după care Denis Mană ți apare foarte bine. Uitați-te bine. Deci asta e execuție nu de Del Piero, de manual. Da. Deci fără să exagerez, bravo. De copilul ăsta am auzit lucruri foarte bune, muncește foarte mult, așa cum spunea și Dică. Și numai așa poți să-ți dai seama de valoarea lor, dându-le această șansă să joace. Bravo, este un risc, că puteam să asistăm totuși la un rezultat de egalitate, la un semi-eșec. Era clar că fără șase jucători, Pintilie, Nache, Ovidiu Popescu, Denis Mandel la început, Tănase sau Teșeira, era clar, dar am văzut la lucru, Ali Bek, da, Enache și Enache, vă dați seama că numai așa acești jucători au prilejul de a demonstra că sunt acolo în lot la o echipă de top. Haideți să vedem și faza, pentru că aici persistă și rezistă problemele FCSB-ului, faza golului pe care îl ia această echipă, pentru că e și aici ceva modest de învățat, mai ales în ziua în care Planici se anunță cu transferul pentru la FCSB, nu pentru la FCSB. De ce se țineau unul pe celălalt Bălașa și Cularie? Sau în fine, îl țineau amândoi pe Pena? Aici nu este vina fundașilor centrali. Aici vorbim totuși de o acțiune foarte bună pe partea dreaptă, pe partea stângă a celor de la Concordia. Din punctul meu de vedere, Cristescu vine, este mijlocaș și în spatele atacantului, vine nemarcat din linia a doua, încearcă să închidă aici, vorbim de mijlocașii centrali, Achim și Ovidiu Popescu. Și aici vine foarte bine, chiar dacă strânge la un moment dat, de amorim foarte târziu. Luptat. Achim a venit târziu. Foarte, foarte, nu, a fost de amorim la faza asta, a venit foarte târziu. De amorim e cu el. Dacă ne uitam la faza, la prima fază, care a fost, se vede că de amorim e lângă el. Mai este o chestie, aici Ovidiu Popescu la un moment dat, deci nu reușește să facă foul tactic, nici aici, deși echipa este repliată, da? Denis Mann vine și el târziu la această fază, Pleașcă n-are putere de reacție să meargă, să închidă, să facă pressing de întâmpinare și ți apare jucător din linia a doua nemarcat. Deci nu este vina fundașilor centrali la această fază. Nu, nu. Acolo și de amorim a greșit, că de lângă el a plecat. Deci, okay, ei erau împreună la un moment dat. Ok, nu e vina fundașilor centrali, dar de ce stau unul lângă celălalt la Pena? Pentru că se dublează. Pentru că unul urmărește centrarea, fundașul central din partea alta, ca să înțelegi exact ceea ce se întâmplă la o fază de genul acesta, iar celălalt vine cu Pena în marcaj, pentru că Pena pleacă foarte bine la scurt, trage omul care era marcaj cu el și lasă acel spațiu liber, bine lăsat
bine acoperit de Cristescu, care apare foarte bine la finalizare. Corect. Repet, acest jucător vine din linia a doua, vine nemarcat și bineînțeles că Deamorim nu strânge. Eu cred că se putea face un foul tactic la acest contraatac la un moment dat, undeva prin 30 de metri. Ovidiu Popescu putea să facă un foul tactic. O centrare foarte bună în schimba lui Fota, trebuie remarcat și acest aspect. Mm-hmm. Asta e centrare de Cristescu, apare senzațional. Mereu apare câte aici ceva. O acțiune foarte bună acolo între fundașul stângă de la Bucurică și Fota, centrare de Premier League, o centrare senzațională și uite, o apariție aici, din linia a doua. Din păcate îl văd pe Achim venind și târziu și încet, pentru că în fața lui mai era un jucător al Concordiei care putea să primească mingea în careu. Ori aici, da, sunt niște probleme care persistă, dar când schimbi oamenii, când schimbi echipa, practic, da, este, schimbi toate angrenajele la interne între jucători, se întâmplă. Este un rezultat mare, repet, când începi fără 6-7 jucători pe început de... A bătut chiar un rezultat mare. Uite, așa pierzi puncte. Așa e, se pierd puncte. Și campionatul se câștigă cu aceste meciuri. Am văzut pe undeva că iarăși unic, sau în fine, se aude ideea asta cu gafele lui Bolgredean, care altfel apără foarte bine când... A scos-o. Eu am văzut când întâlnește fie Steaua, fie FCSB, unii au tot felul de aici idei. Aici este faza în care Bolgredean scoate senzațional. Da, asta e genial cum o scoate. Și șutul extraordinar lui Bizon. Și prima repriză a scos una. Tot de la Bizon. Deci nu putem acuza sau bănui de ceva. El a mai avut în timp... De ce să-l acuză? Eu cred că a fost prost plasat acolo. Da. A stat prea mult la colțul scurt. Are o istorie a unor gafe, cum mai joacă împotriva Stelei. Și pe urmă, cred că putea să respingă. El a fost prea sigur și imediat la contract. Da, nu, Bizon. Da. Bizonul care nu ți-e foarte drag. Ție, totuși, cred că meciul nu, ăsta... Este, eu n-am niciun fel de... Nu am, cum să spun eu, simpatii față de unul sau de celălalt. Sunt doi jucători, doi atacanți de valoare. Cine? Și Alibek și Inoere. Știi care e diferența? Dar, nu. Pizon are 3 goluri, Alibek 0 în campionat. Da, are niște asisturi bune. Da. Totuși are Alibek țintră și joacă foarte bine pentru Moncilovici. Nu mai vorbim despre importanța Alibek, lui Alibek. Apropo, Inoere, cred că a luat ceva la semnătura, a semnat pe o sumă consistentă și are și un salariu foarte decent pentru Liga 1. Că a marcat 3 goluri, a marcat 3 goluri, este în fișa postului și face decât să confirme, să confirme o mică diferență între Alibek și Bizonu. E clar, îi place mai mult Alibek. Eu sunt imparțial, eu cu Alibek am vorbit. Poți să-ți placă mai mult. Eu cred că am vorbit o singură dată cu Alibek. Vorbești ca să-ți placă? Eu vorbesc că trebuie să luăm în considerare un aspect, dacă aici vorbim cu un antrenor și cu un jurnalist care este ancorat în realitate, în sport, în fotbal. Băiatul ăsta n-are mai mult de două săptămâni și jumătate de pregătire. Bizon a venit la început de pregătire. Corect. A avut toate meciurile de pregătire și este normal atunci când tu, ca patron, antrenor, club, îți permis să ai doi jucători pe un post important, ca celălalt care nu este titular să-și facă treaba, bravo lui, îl felicit, n-am nimic cu Bizonul. Apropo de simpatii. Vreau să vă zic despre Planiș, dacă sunteți de acord, două vorbe. Fundașul central. Eu nu-l cunosc, nu pot să mă pronunț. Păi nu, vreau să vă zic eu două... Să ne spui tu despre... Să vă spun două vorbe, dacă sunteți de acord, dacă nu vă spun nimic. Spune-ne. 25 de ani, hai că asta se știa, a fost internațional sub 21 de ani, asebriate imaginile cu el, de la Voievodina Novi Sad, așa, parcă nu-i departe de granița noastră, în sezonul trecut... Are în total, din câte vedem pe site-uri, 27 de meciuri din jucate ca titular. Din 32, o singură dată a intrat. Puce foarte bun. Foarte bun. Am făcut o socoteală, parcă în 15 meciuri are victorii și 8 meciuri înfrângeri. Ce este interesant? 15 de două ori mai multe victorii echipa lui decât înfrângeri. Ar trebui să ne spui câte selecții are la sub 21. Nu știu asta. Una. Da. Că asta mă gândeam că totuși să fii
internațional sub 21 la sârbi înseamnă că este un jucător extrem de, de valoros. Una este, deci a fost destul de discret pe la sub 21, da. Pentru că această echipă a fost și campionul, și ești campionatul mondial sau campionatul european, nu știu, da. Sub 21. A fost, da, a fost la un moment dat. Câți ani are el acum? 25. Ah, 25 de ani, a jucat un amical, dar nu se știe, un amical, un singur meci. Înseamnă că n-a convins la jocul ăla, dar în orice caz, va să puțin... Da. Păi o să, da, o să luăm o pauză să mai vorbim eventual și despre Golov Cup, că e interesant unde se poate el înșuruba. Deci, eu râd că e foarte interesant transferul. E prima oară când aud de un transfer, deci sub 50%, da? Deci cumperi 40%, da. Jucătorul vine la tine, da? Deci nu rămâne acolo. Asta, spun eu, asta se cheamă psihologia inversă a lui Gigi Becali, care este un bun negociator și nu, chiar... Există o psihologie, Gigi Becali. Psihologia inversă. Nu ne face 1.000.000? Ai spus că face 1.000.000 jucătorul ăsta. Ia tu 60%, îți plătesc că 40%, păi da, 30% sau 40%. Dar îl lași acolo să joace. Dar îi subțiază și pe Botoșani. Îl ia la Steaua. Este jucătorul Stelei. Că, deci, păi da, chiar pe dacă 40%. Are 80% sau 70% sau 60% Botoșani, acest jucător este sub contract cu Steaua. Eu n-am mai auzit. De jucătorul ăsta, Radu, jucătorul ăsta în momentul ăsta, e al Stelei. Lăsând deoparte procentele, da, ce se întâmplă, da, da. Că acele procente, adică, vor fi valabile în viitor, dacă el va fi vândut. Gabi, o să am o întrebare foarte importantă pentru tine după o scurtă pauză, serios. În suma a tot ceea ce ai spus, la capătul acestui șir de vorbe, o să am o întrebare, egal ce. Da, o să spun, o să adresez întrebarea după o pauză scurtă. Cele mai bune cote pentru La Liga. Câștigi mai mult cu Betfair. Mai multe lucruri bune. Mai multe evenimente importante. Mai mult suspans. Și fără compromisuri. Câștigi mai mult cu Betfair, cu cele mai bune cote pentru La Liga. Ești pregătit pentru mai mult? Lemnul și-a găsit salvatorul. La Coloscar protejează lemnul până la 10 ani. Oscar, salvatorul lemnului. La Unibet știm că nu doar pariurile sportive te țin în priză, așa că am creat cel mai spectaculos casino online din România pentru jucătorii noștri. Cu sute de jocuri extraordinare, de la cele mai populare sloturi până la cele mai noi și întregite apariții. Încearcă acum noua noastră aplicație Unibet Casino. Rapidă, sigură și distractivă. Fii în mijlocul acțiunii, descarcă aplicația acum. Casinoul Unibet, cel mai bun loc de distracție în afara terenului. Unibet, de la jucători pentru jucători. Când lucrezi cu o bancă, poate fi complicat, alambicat, desperiat. Sau poți să rezolvi totul în Homebank și să fie simplu, ca la ING. Află de ce peste 600.000 de clienți cred că e mai simplu pe ING.ro. Cu sute de jocuri extraordinare, de la cele mai populare sloturi până la cele mai noi și întregite apariții. Încearcă acum noua noastră aplicație Unibet Casino. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit zile și nopți doar pentru copii. Cât trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Hai. Noroc, cu drojdie de cultură pură pentru un gust echilibrat. Pentru ei am făcut totul. Acum să ciocnim norocul. Pupa. Nea Drăgulin, ne dați și nouă mingea, vă rugăm. Ce-i cu voi pe aici, măi? Numai freze și minge aveți în cap. Nu știm cum va fi peste 60 de ani, dar un lucru e sigur. Acoperișul Bilca tot ca acum va arăta. Bilca. Sisteme complete pentru acoperișuri cu durata de viață de minimum 60 de ani. Aici a început legenda noastră.
Aici s-a născut dragostea noastră pentru meșteșugul berii. Iar din această veche dragoste se naște astăzi o nouă legendă. Silva. Berea e nouă, dragostea e veche. Kaufland prezintă ofertele săptămânii. Struguri albi la numai 3,99 lei kilogramul și zahăr coronița la numai 2,85 lei kilogramul. Piesele de puzzle revin în magazine miercuri 16 august. Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Când nu se leagă. Când ești în pană de idei. Sparge gheața cu noul Red. Videz pe aici? Ai vrea? Răcoritor, efervescent și cu o rețetă nouă. Nivea Men și Real Madrid prezintă uneltele potrivite pentru orice situație. Cărbunele activ din șamponul Active Clean atrage impuritățile ca un magnet pentru o curățare intensivă. Bărbați, acesta este șamponul vostru. Nivea Men, sponsor oficial Real Madrid. Intră în universul Untold cu ediția limitată Ursus. Același gust premium inspirat de festival. Ursus, regele berii în România. Boala hemoroidală afectează o treime dintre români. Ai putea fi și tu unul dintre ei. Prestogel acționează rapid și eficient. Scapă de hemoroizi chiar acum. Doar cu Prestogel. Așadar, așa, întrebarea. Întrebarea, da. Păi, nu, sper că n-ai uitat despre ea. Da. Glumesc. Sau, în fine, exprimarea e glumă. L-a luat pe Golov ca Gigi Becali, în fine, FCSB, dar cu banii Gigi Becali. 60% din Golov ca rămân la Botoșani. Dar el a venit întreg la Steaua. Dar el a venit întreg la Steaua. Tu ce vrei să-mi spui? Că Gigi Becali l-a păcălit pe Valeriu Iftime? Radu, eu vreau să spun un singur lucru. Cum îți rezultă ție? Mie cum rezultă? În primul rând, eu n-am mai auzit de vreun transfer de genul ăsta. Adică asta suntem de acord. Cumpere o parte din jucător și jucătorul îți vine ție. Da. Da? Doi la mână. Botoșane pe primul loc. Golovka e unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun jucător al acestui început de campionat. Nu văd de ce trebuia să-l vinzi cu 40%, doar 40% să-l și dai în momentul ăsta. Ori îl vinzi cu o sumă, un milion cât a cerut, și mai cere la un viitor transfer 20%, dar asta n-am mai auzit până acum. Cel care cumpăr... are produsul, cel care are asetul, cere un milion, două, cinci, șapte. Trebuie să ai și un cumpărător. Bun. Este un început de campionat senzațional. Bravo, Costelenachi, ceea ce a făcut foarte rapid de când a preluat această echipă. Dar este un început de sezon. Este prematur să vorbim că această echipă va duce și va avea această constanță sus, iar copilul ăsta va avea numai exprimări și va avea reușite senzaționale și va merge în același ritm. Nu! Eu cred că a făcut o afacere foarte bună. Păi, cea mai bună afacere că i-a subțiat pe cei de la Botoșani. Asta e prima afacere pe care a făcut. Adică le-a luat cel mai bun jucător în momentul ăsta. Dar, repet, Gigi este genul de... Dom'le, cât ai spus tu că face acest jucător? Cât valorează? Un milion. Te-ai luat, îți las ție 60%. Da? Iau eu 40%. Dar Steaua dictează acum pe ce sumă se va face transferul. Este jucătorul Stelei. Hai să-l ascultăm pe Bălașa totuși câteva secunde și revenim la această discuție, că e interesant. Important era să obținem victoria asta. Greu pe sinteticul ăsta, cu căldura asta. Normal, vă dați seama că... Deja e cald afară și cu sinteticul din ce în ce mai cald. Simți că ți-au făcut tălpile? Simți că ți-a făcut corpul, nu numai tălpile. La 1-0 pentru Concordia, eu știu, v-ați panicat cumva? V-ați gândit că s-ar putea să nu mai întoarceți rezultat? Nu ne-am panicat, am rămas calm pentru că știam și aveam încredere că o să revenim. Pentru că, cred eu, am dominat jocul atât în prima repriză cât și în a doua, chiar dacă nu am creat foarte mari ocazii.
dar cred eu că am făcut un joc destul de bun. Sunteți așa un pic cu gândul la meciul cu Sporting, e greu să vă mai concentrați la meciurile cu adversari mai departe? Până la meciul cu Sporting mai avem două meciuri în campionat și de-abia după aceea o să ne gândim și la, și la meciul cu Sporting. Voi cum ați reacționat când ați aflat trăgerea la sorți? Ușurare sau se putea și mai bine? Mai bine nu cred că se putea. Cred că ăsta e cam cel mai accesibil adversar. Dar accesibil, dar destul de greu și ăsta. Da. O să vedem cât e de, de accesibil Sporting. Da, da, povestea e interesantă. Înseamnă că tu spui, Ilie, că la Botoșan n-au mai avut încredere în, n-au avut încredere că Golovka va putea să susțină acest rid. Este o afacere făcută peste noapte. Da, e clar. E chiar făcută peste noapte. Este clubul, are 400.000 de euro, mai are și un procent consistent, important, dar... Pentru ce faci cu procentul ăla? Cum ce faci? Dacă copilul ăsta va demonstra și va fi un jucător extrem de important în Europa League, va face diferența, la un moment dat 60% dacă Gigi Becali acceptă. Dar Gigi Becali acceptă, pentru el afacerea a fost să vină acest jucător, să aibă acolo un jucător în partea dreaptă. Este într-adevăr un jucător de picior stâng care ți intră în interior și ai nevoie deci de un, și de deci, un jucător deci acolo. Deci tu știi direct că merge în partea dreaptă. N-a zis nimeni de la Steaua. El a jucat în stânga. A făcut senzație. A zis și Gigi că poate să joace și poate să joace. Gigi a zis, dar nu e antrenorul totuși. Nu e antrenor, dar se pricepe. Chiar dacă pare așa. Da. Are ieșit. Da, domnule, nu mă pricep. Senzația a făcut în partea stângă în acest început de sezon. Da. Și cător de picior stâng, a jucat mai mult în bandă. Apare foarte bine la finalizare, scoate adversar de joc. Cred că va fi extrem de eficient acolo. Deci ideea de picior schimba să intre în interior. E o prostie să pui presiune pe Tănase. Adică să-i dai o concurență pe post. Eu zic că Tănase va crește de la joc la joc și nu cred că va avea concurent pe post. Dar poate să-l ajute golul. Ce faci cu... Că deocamdată jucătorul sub 21 e Denis Man, nu? Da. Și Benzara, și și el astăzi. Dar e Man. Și atunci ce faci? Nu, Popescu nu mai. Și atunci ce faci? Dacă îl joci cu Golovka în dreapta, ești forțat să-l bagi pe Benzar undeva. Îl scoți pe Tănase sau eu știu. De asta spun că e complicat. E complicat. Dar eu încă o dată, eu sincer, nu știu, eu nu pot să cred că tranzacția este asta. Eu cred că am fost luat de proști sau eu știu, mi s-au vândut... minciunele, gogoși. Gigi nu minte, dacă a ieșit și s-a pronunțat nou. Eu n-am auzit de o tranzacție de acest gen. Nu am auzit, nu știu să se fi întâmplat. Am luat, îi dăm 90%, eu știu, sau 95%, le lăsăm lor un procent mic, sau să iei sub 50% și să vină și jucătorul. Eu spun, este nevoie de un jucător. E greu de înțeles. De un jucător. La fel ca și acest plan aici, fundaș central de la Vojvodina, am visat. A fost nevoie și de un jucător, o dublură acolo. Pare că s-a sfătuit cu Digă, cu Meme în zona asta, cu stafful lui și a reacționat. Este un jucător care a fost determinant pentru Botoșan în acest început de sezon. Da, nu, a fost foarte bun, evident. Pase, bune, gol. E cel mai intră în altă societate, cu alt tip de presiune, chiar și din partea celui care are 40%. Este alt tip de presiune, apropo. Da, nu pune presiune mai mediatică, cel cu 60%. Așa că este nevoie să adapteze la rigorile clubului, cerințe, la tot ceea ce înseamnă performanță. Nu a apărut un tip timid. El în momentul ăsta e în vârf de formă în momentul ăsta. Da. Venind acum rapid la Steaua, va trebui să joace, să continue lucrul ăsta. Dacă el va ieși următoarele meciuri, categoric și forma lui se va duce. Uite, acum ați încep cu Grecu și cu Benzar. Probabil că dacă nu va juca în Europa, în Champions League, în play-off, va juca în campionat. Pentru că văd că se merge pe principiul rotației. Benzar, uite, l-avem pe Valeriu Iftime, tocmai la telefon, care a făcut această afacere curioasă. Bună seara! Bună seara! Cum se poate să fii păstrat dumneavoastră 60% să nu mai fie jucător dumneavoastră? Da, pare o chestiune un pic... împotriva fie sau împotriva ce se întâmplă de obicei în fotbal. Până eu cred că acest jucător face 1 milion. Nu-i ceea ce vreau eu sau ceea ce a vrut domnul pe cale, până la urmă trebuie să-și fac ce vrea jucătorul.
când spui de Steaua, un copil cum e Golovka, ia arde toată căciula, înțelegeți? Și de două zile numai asta mă bate la cap să plece la Steaua, că nu mai poate. Și sigur că transferul a fost dictat în seara asta, după ce am văzut ziua cu Romba. Am avut o discuție lungă cu domnul Becali astăzi. Am hotărât după ce am văzut cu Ienache, care am spus și mi-a spus, domnule, trebuie să-i dăm drumul, pentru că nu cred că mai putem capacita după atâtea discuții și atâtea lucruri făcute în împrejurul lui. Iar eu cred cu desăvârșire că acest copil, dacă sigur va juca, poate să fie un viitor transfer în Steaua și au niște bani în continuare. Adică eu am luat azi 400 de mii și mai sper să am măcar 600 de mii într-un viitor apropiat. Cam asta este. Mm-hmm. Dar nu vă e teamă că vi se va prăbuși echipa fără Golovka? Păi asta este, cum să vă spun, și starea echipei mele, care am vorbit cu antrenorul și el spune că toți jucătorii, până la urmă, că am știut și dumneavoastră s-au jucat cei din studio cu dumneavoastră, au jucat fotbal. Atunci când un copil are o șansă... Dar stați că nu mai e copil care... Golovka, stați un pic, un eufemism, e 27 de ani. Da, un fotbalist, stați mai are o șansă. Așa. Ei înțeleg că echipa e de voie, pentru că echipa câștigă într-un fel. Câștigă în sensul că ia niște bani și nu stă atât de sigur că echipa mea va slăbi atât de tare. Asta mi-a spus și antrenorul. Sigur că există un dezavantaj pe care mi-l creez, eu puțin teoretic acum. Există o reacție a mea pe care trebuie să o explic publicului botoșnean, suporterilor care o să-mi reproșeze, cred, de ce l-am dat Golovka când era în vârstă de formă. Dar eu am făcut tot ce am putut ca acest club să câștige ceva. Și când spun club, spun în echipă acest jucător Golovka și... Domnul Iftime, eu înțeleg ce spuneți și povestea asta Golovka, un om care nu mai putea sta locului când auzi că îl vrea FCSB. Dar asta mi-e teamă că sunt până numai la noi, până la alții nu aud. Tu ai un contract cu o echipă, trebuie să respecti, că altfel despre ce vorbim. Așa fiecare vrea să plece oriunde, că i s-a ratat un deget din cer și că trebuie să ajungă la el. Bun, doi, dacă tot voia să-l țineți, de exemplu, vă întreb, că altfel așa vorbim de niște povești pe care le-am tot auzit și că tot nu putem să-i ții. Vreau să vă spun ceva, la FCSB, unde l-ați dat pe Golovka, ați auzit de vreun jucător vreodată că patronul de acolo, așa cum este el, i-a zis unui jucător, bă, nu mai puteam să-l țin pe aia, să-l dau, că tropăia, că nu știu ce, l-a dat numai când a avut banii pe care îl voia pe el. Așa. Al treilea lucru, atâta vreau să mai spun. Dacă Golovka pleacă și, de exemplu, dumneavoastră sunt niște bani, dar s-ar putea să-i făcut un rău lăsându-i să plece. Pentru că, așa cum spun și cei doi foști mari fotbaliști în studio, sau unul măcar dintre ei, s-ar putea să nu joace. Dacă nu joacă, s-ar putea să rateze în curând. Și când nu joci și te mai bagă... E un progres făcut de jucător. Nu, dar dacă nu joci, nu mai e niciun progres. Este băgat la cutie. Cariera lui acum depinde de valoare dacă jucătorului, de personalitatea jucătorului. Corect, dar sigur, dar pasul este unul pozitiv. Nu joci, te bagă într-un joc oarecare, neavând jocuri în picioare, intri în gura patronului care ar putea să te desfințeze. Dar sigur că te iubește, dar seara asta te desfințează, că așa face el, nu e nicio problemă. Și la un moment dat s-ar putea să vină plângând înapoi, să spună ce am făcut. Asta, chestia asta l-ai spus-o? Domnul, aveți dreptate și ăla sunt în tot acest... Nu știu, e o ipoteză, nu știu dacă eu am dreptate, e o ipoteză. Nu, aveți o singură chestie care vă scapă. Puneți-vă în condițiile unei echipe de provincie. Și o să vedeți că lucrurile nu stau chiar așa. Adică mirajul, nu întâmplător brandul Steaua pe care acum la FCSB sau unui brandul ăsta, Steaua înseamnă enorm de mult. Sunt copii care s-au născut, toată viața lor s-au gândit să ajungă la Steaua. Eu nu susțin pe Golovka pentru că, nu știu, țin la un om, respect un om, dar am vorbit cu antrenorul și mi-a spus, domnul Valeriu, îl destabilizăm cu sau îi destabilizăm complet. Da, ok, bun. Noi discutăm de dragul discuției, evident, da, că e important, pentru că s-au mai văzut cazuri. Mai e o chestiune. El valorează 400.000 de euro în momentul de față, nu 1.000.000. Pentru că atâta s-a plătit pe el. Ori, să vă spun ce, dacă mai stătea un pic, poate, până în iarnă și mai făcea încă o dată pe atât cât a făcut acum, chiar putea să valoreze 1.000.000. Și de aici încolo, când dai 1.000.000 pe un jucător, s-a mai văzut chiar la Steaua FCSB, nu-ți mai permis să-l ții pe bancă. Pentru că pe acel jucător trebuie să-ți scoți banii cât mai repede pe el. Pe 400 de mii... Da. Eu cred De Amorim este pe bancă.
Și cât de apă? Discuția pe care am avut-o astăzi. 500 de mii, da. Păi, mai mult decât. Da. Pe acolo, dar pe cei care au peste un milion joacă. Aia joacă neapărat. Tănase joacă indiferent că joacă bine, joacă rău, joacă. Pentru că pe Tănase trebuie să scoată banii pe care i-a dat. Asta e legea firii, nu e nicio... Da, categoric. Eu cred că... Și o să vedem dacă am dreptate sau nu. Golovka va pleca și la Steaua și vom lua niște bani pe el. Asta este... Să sperăm. Eu aș vrea, pentru că FCSB, fiind în Europa, are nevoie de cât mai mulți jucători și e foarte bine că se întărește înainte de duelul ăsta, că oricum intră niște grupe și sperăm să nu mai avem iarăși dezamăgiri, fiind FCSB chiar a ieșit din grupe și pentru el, că mi se pare un tip ok. Chiar un tip ok, care vrea, se vede. Da. Bun. Ok, e în regulă. Iați, v-ați înțeleg că v-ați și certat un pic cu patronul de acolo, v-ați și... Asta este. Da, ne-am certat, dar până la urmă ne-am luminat și am avut o discuție despre mai mult decât o chestie civilizată la urmă. Știți și că... am găsit pe calea asta. Știți care... Păceați trecupe la biserică, se pare, da. Amândoi, nu? Că așa spunea Gigi. Păceați cum și la biserică. Astăzi, da, așa spunea Gigi. Nu știu dacă asta este așa spunea Gigi, dar era astăzi de adevăr că am fost sunat când eram la biserică și am lăsat la telefon, după care am revenit cu telefoane și am discutat. Auziți, veniți la semnătură acolo în fotările aia cu icoane și lei pe fundal? Vă vedem? Nu știu, eu acolo nu mă duc. În orice caz, ăsta a fost mărul discordiei noastre. Toată discuția în contradictoriu a fost pentru această imagine pe care am criticat-o și am insistat să o critic și am și spus, de altfel am explicat de ce sunt în altă lume eu față de lui, vis-a-vis de acea fotografie sau acea imagine. În rest, lucrurile au fost ok. Am înțeles. Bine. Eu am făcut tot ce pot pentru că acest club la Motoșani să aibă, să spunem, ceva câștig din asta. Băiatul ăsta merge mai departe, sper să ajute Steaua. Dacă ajute Steaua, mă ajută și mine cu siguranță, nu o să-l țină de bancă și nu o să-l dea înapoi. Dacă mi-l dea înapoi, nu-i nimic, mai fac o dată de 400.000 euro și o să fac 800 de la final. De Moruțan n-ați mai vorbit? De Moruțan am vorbit așa, în trecere, dar nu poate fi o discuție acum, pentru că nici nu mă mai grăbesc. Din păcate, Moruțan a avut căzătura în meciul cu cei de la Concordia. Am vorbit eu mult cu Moruțan pe subiectul ăsta și el nu este un transfer de, să spunem, de urgență imediată pentru imediată. Nu-l vor cei de acolo, e clar, Dică și cu Mihai Stoica. De fapt, ăsta este. Pe când pe Golovka i-au spus, așa a zis patronul FCSB, că au vorbit și au spus ei. Încearcă să-l aduci. Asta e diferența și, până la urmă, e în regulă așa. Lucrurile stau bine stând așa. Dacă cei de acolo determină aducere sau nu și doar niște Dacă este așa, stau bine, dar eu nu cred că e așa. Deci nici asta nu e așa. Bun. Da. Bine, mulțumim. Mulțumim pentru intervenție. De fapt, Golovka, care este temerea mea? Că e un jucător bun, ne place să-l vedem și mi-e teamă că nu-l mai vedem. Da, de fapt asta Golovka e. Aș fi vrut să-l mai văd un Golovka pic pe Golovka este un jucător senzațional, foarte bun. Este o soluție în plus pentru Dică. Iar în lotul Stelei... Eu sunt la TV, Ilie. Eu cum vreau era să acolo, niște televizii în care dau acum niște bani ca să vadă un pic de spectacol. Tu ca jucător trebuie să înțelegi că mergi la o societate puternică unde există concurență pe post. Asta înseamnă progres. Da. Și atunci cine va fi cel mai bun și în formă deci va juca? E bineînțeles că este concurența asta. Nu, dar înțelegi logica mea? Noi suntem la un post TV care investește în acest sport, care vrea spectacol înapoi, nu că ce să vrea. Cred că îi pasă foarte mult dacă câștigă Concordia sau Voluntari. Foarte interesant începutul de sezon. Da, iar Golovka făcea spectacol. Ori vreau să-l văd în continuare, nu vreau să îl văd trist pe o bancă. Pe Golovka. Serios, îmi pare rău că spui asta. Gândești destul de, nu știu cum să spun, ești sub influența rezultatelor foarte bune, că va juca, nu știu, Tănase, un Teșeira, un Budescu și va fi complicat. Tănase va juca oricum. Da, Tănase va juca. Mie îmi place ca jucător și este normal să și joace ca titular. Eu spun că Steaua va fi angrenată în câteva competiții importante. Deja are participare sigură în Europa League, în grupe. Ce înseamnă foarte mult asta.
Asta înseamnă că jucătorii vor fi epuizați după un meci de Europa League și trebuie în carcana să folosești al jucători. Și eu cred că dacă astăzi la un meci Steaua nu era lider, n-avea nicio o diferență de puncte în clasament și a jucat cu doi jucători. Da. Doi jucători tineri de perspectivă cu bun. Cu Benzar, cu Benzar și cu Grecu. Și Grecu. Apropo de Grecu, ce spui? Grecu, din păcate, deși întotdeauna încurajez tinerii, dar astăzi a făcut un meci slab. Da, e un meci, o fi fost emoționat, în schimb Benzar. Nu l-am văzut în prima repriză, foarte puțin a fost. A fost activ, nu a reușit, dar a fost activ. Cu puțin. Bine, asta voiam să mai vorbim. În rest, avem un arbitraj video la Supercupa Olandei. Interesant. Da. Și astăzi a fost o fază cât de cât asemănătoare la meciul FCSB-ului, când Momcilovic cade în careu. A fost penalti? Nu cred. Nu cred. Bun, aici e o fază în careu. Da. La povestea respectivă, arbitru lasă. Da. Aici e penalti, da? Suntem... Da. Bun, arbitru lasă să vadă reluarea. Feyenoord, nu? Parcă Feyenoord e în atac. Pe contraatac Feyenoord dă gol, da? Iată, portarul respinge în față, gol. Bun. 2-0, practic. 2-0, da. Pentru Feyenoord. Se dă offside într-o primă fază. După care, așa... Se dă offside. A fost offside. După care de este această chemat... oprire, da. De această oprire se întorc. E chemat arbitru la margine, la proba video. Da, și oricum, și dacă era gol, era o oprire a meciului. Oricum, da, golul a fost anulat. Golul a fost, deci... Dar să zicem că era normal golul, golul respectiv. S-a dus la video acolo, s-a uitat și au decis că e clar, e penalti. Acum... De dragul discuției, noi am avut-o, Gabi, ce ți se pare anormal, da? Da, nu știu, cred că se strică spectacolul fotbalistic. Plus că, uite, aici sunt vreo 2-3 minute de așteptare. De ce stai o secundă? Când și publicul nu mai are. Stai puțin, domnule, acum s-a făcut o dreptate. Da, corect. S-a făcut o dreptate, deci există. Dreptate. Era o nedreptate dacă echipa care a avut 11 metri era în handicap cu două goluri. Deci acum s-a făcut o dreptate, eu sunt de acord cu penalt. Minutul ăsta. Corect. Bun, dar ce ne facem dacă la fiecare meci sunt 5 faze? Păi, dar nu e o fază ca asta, Gabi, nu e o fază ca asta. Și el a lăsat jocul. El a lăsat jocul, că dacă nu... Și dacă erau acum, dacă, de exemplu, echipa care a mers pe contraatac, rata. Totuși trebuia să se revină la această fază. La faza asta. Dar e, uite, penalti clar. E proba. Da, corect. E proba video. Da, asta spun că asta am zis și eu, Ilie. Broncos, dreptatea Van Broncos, da. Da. Dreptatea înainte de toate, înainte de cursivitatea jocului, de toate. Adevărul trebuie să aibă prioritate. Bun, ne oprim aici. Ne oprim, da, mai vorbim. Mâine de la ora 18 ne întâlnim cu o lungă emisiune înainte meciul cel de la Dinamo în groapă, în Ștefan cel Mare, cu cei de la Gaz Meta Media și care sunt cam în groapă din punct de vedere al prestației în acest campionat. Îți mulțumesc, Gabi. Plăcere. Îți mulțumesc, Ilie. Seară bună.